Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Superliga. Este 10:30 și suntem în direct și în exclusivitate pe site-ul www.fanatic.ro. Numai acolo puteți să vedeți emisiunea live. Dacă doriți să o revedeți, puteți tot astăzi de la ora 17:30 de minute, înregistrată integral, în premieră, da? Așa este titulatura, și pe canalele noastre de social media, pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina de Facebook Horia Ivan. Avem săptămână lungă, o să înceapă și etapa din weekendul următor. Bineînțeles că astăzi, în primul rând, vom întoarce pe toate fețele șansele naționale României de a se califica la turneul final de anul viitor, Euro 2024 din Germania. Da? E luni, nu? Am început, nu? Începem cu munca de luni, da? Ha, e luni, plouă afară, da, a plouat și cu goluri în poarta Andorei, ceea ce a fost foarte frumos. Aș rezuma partida de aseară într-un mod, să zicem, plastic, metaforic. România-Andora 4-0, o joacă de copii până la urmă pentru Naționala României, care mai putea să marcheze. Ne-am speriat de pomană. Bineînțeles, meritele sunt ale băieților și ale selecționerului și nu o să le luăm astea, pentru că chiar ne era frică de partida cu Andorra, fiindcă mingea nu reușise să intre în poartă împotriva Belarusului, dar până la urmă, repet, a fost o joacă de copii cu 22.000 de copii și cu o atmosferă absolut superbă, emoționantă chiar, aseară pe Arena Națională. Suntem în studio cu Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu. Salut, Andrei, și bine ai venit. Salut, bună dimineața. Da, fostul internațional și unul dintre cei mai buni fundași din istoria Stelei, Florin Gardoș. Salut, la fel, Florine, și bine ai venit. Și atacantul letal tot al Stelei, este vorba, bineînțeles, despre Cobra, Adrian Ilie, toți trei analiști aici la Fanatic Superliga. Salut, Cobra, și bine ai venit. Bună dimineața. Mă uitam, vin, parchez mașina, ploua așa, parcăm mașina, mai înțeles, și văd un mini, nu? Ce era? E mini, Florine? Mini, da. Un mini, știi? Văd un mini, parchează lângă noi, ok, na, nimic, na. A parcat un mini, dar mică, mamă, știi, cu o cutie de conserve, știi? Păi și la un moment dat îl văd pe unul când iese din mașină, din mini, bă, dar nu se mai termina. Când îl văd pe Gardoș, deci uitați-vă la Gardoș, da, cât e? Da, puneți camera pe Gardoș cât e înalt, acum dacă îl vezi în picioare. Stau. Da, el merge cu mașina cum cam Fresh și Barney, cu picioarele pe jos. Așa, nu, asta e. Bă, și-l văd pe Gardoș, bă, și-l văd cum iese, bă, și-l văd, și nu se mai oprea, mai înțeles? Și asta vreau să te întreb, ai calități din astea de Houdini, de... Mai înțeles, nu se mai oprea. Nu mai, e tot ieșea din... Deci mașina e mică, băi, frate, și când l-am văzut m-a bufnit râsul, știi, de dimineață. Dar ce? Mașina... Să-ți dăm o primă aici la Fanatic, să-ți iei o mașină? Da, nu m-aș supăra. Nu te-ai supărat, Ru? Dar e mașina ta cu care circul? E mașina soției, ea circulă de obicei, dar mi-am promutat-o astăzi, că mașina mea pe care o folosesc eu zi de zi... Am o colanteză, schimb un pic culoarea, să fie ceva fresh. Deci azi la emisiune ești pe minus, că ai împrumutat mașina. Da, exact, exact. A, deci e a soției, da? E a soției. Băi, fraților, deci uitați-vă, deci jur, atât era mai bă, și tot ieșea gardă. Bă, m-a început să râd, mai înțeles? Era ca în filme, da. Bun, bine, oameni buni. Bine că nu m-ai văzut și pe mine când am venit. Cu ce? De ce? Tu ai venit cu Sania, cu ce trasă eu de reni? Eu am făcut 2 ore și 3 zile de când am plecat de acasă. Da. Și... dacă mă vedeai pe mine cum ies din mașină, ieșeam în formă de L, pentru că am rămas înțepenit. Deci 2 ore am schimbat și traseul, că nu mai merg pe același drum, considerând că e mai scurt și mai bine pentru toată lumea, dar nu e așa. E foarte lung drumul de la mine de acolo, mai ales luni dimineață și în condițiile în care plouă. Deci ai fost pachet aici, nu? Erai pachet, a? Eram în formă de R. Aha. Dar am spus asta pentru că am auzit de o primă. Și da. Am înțeles. Zici tu, bagă și tu ceva, Cobra. Eu am fost la sală la 7:30, ploua. Hai, vrei să-ți spun? Da. Pe jos, ploua, că neavând driver, știi, genul. Săracu, tu ești cel mai amărât dintre ei. Stai să-ți spun, nu glumesc. Da? Și plec, am 100 de metri până la sală, pe jos. Ploua, așa mi-am pus o glugă în cap. Și trece unul cu mașina și mă face praf tot. Am ajuns în sală, m-am pus pe alergat, la care mă întreabă unul: tu vii de la alergat, ai transpirat sau e o chestie care? Dar eu tot atunci m-am bucat. Am înțeles, da. Te-a făcut alea din cap până în picioare, da, nu? Un val din ăla. Te-ai simțit ca la mare, nu? Da, exact. Ca în Spania te-ai simțit, nu? Când jucai acolo la Valencia, nu? Pe plajă, la Melia. Să spun, chestia e că
nu l-am văzut pe ăla cu mașina mergând pe trotuar cu Google în cap că ploua. Deci dintr-o dată îți dă un val de apă, nu știi nimic de unde vine, ceva te trezește. Auzi, iar antrenorul admirativ, ai alergat și afară. Ce? Am înțeles, ai transpirat, l-a crezut da, antrenorul că a alergat afară. Ți-ai făcut prevenția, nu trebuie să iei. Bun. Bun, deci după cum observați, stare de spirit bună, cam asta aduc victoriile echipei naționale. Zâmbete, glume, o stare de spirit bună, nu neapărat încrâncenare și foarte multe critici, ca să nu mai spun și de răutăți. Discutăm despre acest 4-0 de aseară și despre toată conjunctura din grupă, mai ales după Elveția, Belarus, 3-3. În minutul 89 Belarusul conducea cu 3-1. În 89 și 90 au egalat elvețienii. Mi-a fost o ciudă de a muri, dar asta e situația. Și mai avem astăzi un subiect la emisiune. Să vedem dacă reușim să avem și un verdict. Oricum vă vom ține pe parcursul emisiunii la curent cu ceea ce se întâmplă. Astăzi la Curtea de Apel judecătorii vor urma să decidă în privința palmaresului FCSB, acel palmares 2003-2017 care ar aparține FCSB-ului de drept. Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a cerut ca acest palmares să nu fie recunoscut pe motiv că FCSB a fost înscrisă ilegal în campionat în 2003 și s-a folosit ilegal de imaginea stelei în perioada menționată, am citat oficial, dacă să nu fie niciun fel de interpretări. Deci mare bătălie pe palmaresul între 2003 și 2017, așa, care momentan ar fi al FCSB-ului. Războinicul Talpan încearcă să se opună și să lase FCSB-ul până și fără acest palmares de 14 ani și așa mai departe. Mă rog, vă vom ține la curent cu ce se întâmplă și la Curtea de Apel, pentru că e o chestiune de interes general, deși după părerea mea se dă prea multă importanță la toată povestea asta cu palmaresul. Deja suntem în anul 2023, aproape 2024, dar e o chestiune de imagine, o chestiune de renume, de tradiție, de istorie și iată, lupta pare să nu se mai termine. Bun, 4-0, Andrei, cum a fost pe Arena Națională? Lăsăm la o parte că a fost emoționant. Deci lăsăm la o parte asta. Deci mi-au plăcut copiii la nebunie și o să încep emisiunea prin a-ți face o propunere pe care te rog să o înaintezi președintelui Burleanu și să vorbiți în comitetul executiv. Ai cuvântul meu de onoare că eu cu Elveția aș juca cu copii, cu 50.000 de copii în tribun. Nu cred că e niciun risc, ba din contră, cred că am fi mult mai câștigați, fiindcă cu adevărat, dacă vorbim de uniți sub tricolor, acești copii sunt uniți sub tricolor. Nu, copiii ăștia sunt uniți sub tricolor. Nu așa zis și suporter, mai înțeles, care nu mai face o demarcație între suporter, derbedeu și așa mai departe. Deci, te rog să-i spui lui Burleanu că propunerea mea, da, oficială, care o fac oficial, este că se o decize și chiar dacă jucăm cu spectatori și Doamne ferește nu se mai întâmplă cine știe ce până atunci, nu cred că mai are ce să se întâmple, dar eu crede-mă, aș juca cu 50.000 de copii în tribună, fără niciun fel de glumă. I-am văzut pe băieți pe tricolori efectiv încărcați cu entuziasmul și cu dragostea acestor copii. Au jucat în multe locuri cu atâta entuziasm, lăsând la o parte și valoarea adversarului, care e adevărat, nu e grozavă, dar au jucat și pentru copiii ăia. Chiar s-a jucat din inimă pentru copiii ăia, care vezi fericirea aia pură, puritatea aia a copii și zâmbetele alea și au fost niște imagini, cum să spun, mi s-au dus la suflet. Efectiv, mi s-au dus la suflet. Așa că spune domnului Burleanu că eu, Ivanovici, îi propun să luați decizia ca ultimul meci cu Elveția, da, să-l jucați numai cu copii, 45.000, 50.000 de copii. Te rog, da? Da, o să-i transmit. Oricum, n-a fost prima oară pentru noi, știu, cu experiența știu. Asta. A fost o reconfirmare și în același timp, din punctul meu de vedere, este o dovadă că la nivel administrativ se lucrează foarte bine. În momentul în care iei o federație cu bugetul un pic peste 10 milioane și o duci la 35 de milioane, în momentul ăsta, fără să ai mare performanță sportivă... De la cât ați luat federația? 12 milioane. Era bugetul federației în 2014, acum este 35 de milioane. Fără mari performanțe. Fără mari performanțe sportive. Asta spune mult despre ceea ce înseamnă o echipă managerială pe zona administrativă. Iar aici, la acest episod cu copilașii, am replicat evenimentul cu Norvegia de acum câțiva ani și aici masterchef-ul e Alexandru Cândea, omul care a
făcut posibil, s-a ocupat de acest proiect și a putut să umple, iată, în 25, de aproape 25 deci, de... Deci el este omul, să zicem, din umbră. Nu din umbră. Nu, din umbră în sensul că nu e cunoscut de opinia publică. Cum îl cheamă? Alexandru Cândea. Care ce funcție are? Ce e la voi? Care este managerul departamentului de evenimente din Federația Română de Fotbal. Și practic el este, să zicem așa, creierul la toată povestea asta cu copiii? El este, da, omul care a pus în practică toată chestiunea asta. Sigur că... Că mă gândesc că nu-i simplu, nu? Să aduci 22.000 de copii. Nu-i simplu. Nu-i simplu să organizezi. Și să-ți asumi niște riscuri. Modul în care au fost organizați, au venit în grupuri, au primit fiecare brățări, pe brățările respective era trecut numărul de telefon al însoțitorului, astfel încât dacă un copilaș se pierde, să fie un număr de telefon pe brațul lui unde să sune. Fiecare copil, fiecare autocar cu care au venit copiii, fiind numerotat, copilul știa cu ce autocar a venit, ce număr are autocarul, astfel încât dacă se pierde să fie dus acolo. Deci și identificat imediat? Identificat. Deci totul deci, a fost dat, pentru Andrei, siguranță. Să aduci 22.000 de copii sub 14 ani, minori, să-ți asume acest risc, e un risc pe care Federația și l-a asumat enorm. Da. Pentru că orice mic incident ar fi fost transformat într-o bombă nucleară. Bineînțeles. Orice, da. Nu, crede-mă, orice mic și dacă unul se împiedica, cădea, se julea la genunchi, era de vină Burleanu, mai înțeles, să-și dea demisia Burleanu, să-și dea demisia eventual și Edi, că știi cum e în echipă cu Burleanu, nu mai vorbesc de voi, iar pe Stoichiță nu mai spun, că îți dai seama, Stoichiță care e calul de bătaie al tuturor, știi? Dar asta vroiam să spun. Un mare risc, bineînțeles, risc, dar riscul, știi foarte bine, cum să spun, orice mic incident, dacă era o julitură, nu mai vorbesc de vreo îmbrâncitură între copii, mai înțeles, filmată, uite, domne, ce fac nenorociții, v-ar fi desființat. Bine, o săptămână se vorbea. Bun, dar asta... Tentația asta de a face dintr-o zgârietură un mare scandal a dus până și la închiderea curților școlilor, care este o dramă pentru sportul românesc. Asta este o dramă pentru sportul românesc, este o crimă pentru sportul românesc, închiderea curților școlilor, acolo unde copiii practicau sport fără să plătească vreun leu, stăteau în curtea școlii și se jucau de dimineață până seara și așa se creștea piramida asta a performanței. De acolo se alegeau viitorii performeri, practic, din curtea școlii. Dar revenind la chestia asta, am spus că nu-i prima oară, am mai făcut la meciul cu Norvegia, iar noi ca federație am mai avut o încercare de genul ăsta, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, la meciul cu Finlanda, decisiv pentru calificarea campionatului european din 2016, s-am terminat 1-1 la București, cu două zile înainte, din cauza acelor, așa zis, suporteri care spun că țin cu echipa națională, după care pun virgulă și spun dar, ca să venim să facem nu știu ce, trebuie să ne întâlnim cu Burleanu, să avem noi discuțiile noastre. Deci din cauza lor, stadionul a fost suspendat. Atunci Adi Stângaciu, șeful departamentului juridic, a reușit să schimbe decizia cu două zile înainte de meciul cu Finlanda, să se joace cu spectatori și în 24 de ore am umplut, 50.000 de oameni au fost pe Arena Națională, deci cu dat, bilete, cu tot, astfel încât și în ziua de astăzi recordul de audiență pe Arena Națională este de 54.000, nu știu cât, care datează de la acel meci cu Finlanda, pe care am putut să-l organizăm cu spectatori în 24 ore. Bun, hai să revenim la actualitate. Da? Bun. Ce a fost aseară? Cum a fost aseară? Și vreau să mai completez ceva. Completez eu ceva, că trebuie să-l luau și eu. Doar o secundă vreau să spun. Vreau să mai completez ceva și spune-i domnului Burleanu că înțeleg că este vorba și de latura financiară, că atunci dacă joci cu Elveția cu 50.000 de plătitori, sunt niște bani la bugetul federației și nu sunt niște bani puțini. Doar o secundă. Deci înțeleg lucrul ăsta. Sunt și eu om de business și înțeleg că vorbim de câteva sute de mii de euro sau bani foarte mulți, dar ai cuvântul meu de onoare, eu aș face acest sacrificiu și financiar, ca să spun așa, fiind vorba de o calificare, eu am mai mulți bani pentru calificare și chiar dacă pierd câteva sute de mii de euro, nu
ultimul meci, că una e să plătești bilete și alt să ții între banii și la 50.000 de oameni, dacă e meciul decisiv, o să fie încasări mari de tot. Probabil, nu știu, o să se ducă peste 500.000 de euro, poate chiar spre 1.000.000 de euro, nu mă pricep acum foarte bine, dar să renunțe la cei bani, să jucăm cu copiii, că sigur ne calificăm. Chiar dacă, repet, ar fi, ca să zic așa, o rană din punct de vedere financiar, pe care o înțeleg, evident, și înțeleg că și propunerea mea oarecum este excentrică, dar crede-mă, vibe-ul ăla nu se cumpără nici cu Mastercard. Păi știi că deci vibe-ul de aseară, vibe-ul copiilor de aseară, nu poți să-l cumperi cu nimic, nici cu Mastercard. Da, apropo de celebra reclamă. Știi că norvegienii la meciul în care am avut copii pe stadion au făcut memoriu împotriva noastră. Da. Au făcut memoriu și au spus că ei nu s-așteptau să fie atâția copii, dar unul dintre capetele de acuzare a spus că atmosfera aia a fost stresantă pentru jucătorii norvegeni, pentru că s-auzeau numai vuvuzele, adică ei nu erau obișnuiți, era ceva cu totul și cu totul neobișnuit. Păi noi ne-am buvnit râsul, îți dai seama că au putut să spună așa ceva, începuseră să caute pe tribună însoțitorii să identifice un oficial al norvegenului. Da. Mi s-a părut de prost gust, pur și simplu. Dar o să-i transmit propunerea ta, o să vedem, să-i transmit și lui Adi Stângaciu la departamentul juridic, pentru că știi cum e, să trezesc unii care te dau în judecată pentru că e un eveniment public și n-ai pus bilete în vânzare. Da, da, am înțeles, da. Adică sunt și alte... O secundă, ce ai vrut să zici, Adi? Vreau să-i felicit pentru că știu cu Alex de cine vorbeai înainte. Da. Am colaborat cu el sau l-am pus în legătură. Pentru mai zi o dată tot numele. Alex Cândea. Alexandru, da? Cândea, da. Și l-am pus în legătură cu anumite universități și chiar a reacționat foarte bine, minor fiind, și a dus la meci câte 40-50 de copii care le place fotbalul. Și organizarea a fost... Deci omul este un vrăjitor al organizării. Da. Nu? Un hagi al organizării. Da. Toate lucrurile au fost atât de... Și am și vorbit după, nu cu el, persoanele care au fost la meci și a zis a fost impecant, organizat senzațional. Deci avem un hagi al evenimentelor. Și despre ce vorbesc, știi? Alex Cândea e un hagi al evenimentelor. Știi despre ce vorbesc, nu? Da. Bun, cum a fost aseară, Andrei? Florin, că și tu ai fost la meci. Aseară a fost un context favorabil din mai multe puncte de vedere. Nu, cu copiii în primul rând. Emoționant? Senzațional. Florine. Da. Știi că mie îmi dau lacrimile ușor, așa că în momentul în care au început în momentul în care au început să plângă, să cânte imnul, m-am abținut cu greu să, pentru că stai seama să din pițigăiat așa cum cântau ei și nu țineau ritmul și așa mai departe, dar oricum era mai frumos decât în alte situații. Dar cum a fost frumos cu copiii? Mie mi s-a părut pur și simplu emoționant de la televizor. Mie mi s-a încălzit sufletul. Pe cum și nu i-am simțit pe băieții noștri. Ăsta a fost combustibilul lor. Da, da. Vibe-ul copiilor a fost combustibilul lor. De-aia vă spun. Vorbește cu domnul președinte. Vorbesc. Da. E o susținere, cum să-i spun, așa naturală, din pură, suflet, din suflet. Adică copiii chiar se bucură și se manifestă natural. Și la orice, noi am ajuns destul de vreme la stadion, se schimbau luminile pe stadion, apărea ceva pe cubul de sus, copiii reacționau instant, adică era, pentru ei a fost un spectacol. O fericire. Da, nu? O bucurie. Fără patimă, fără interese, exact. Fără ură, fără buiduieli, totul necondiționat pentru a susține necondiționat și din suflet Naționala României, fără darul ăla. Și niciunul n-a cerut să se vadă cu Burleanu. Cum? Niciunul n-a cerut să se vadă cu Burleanu înainte. Da? Să negocieze. Nu? Și n-a strigat demisia până la 1-0? Nu s-a strigat demisia? N-au avut. Primi. Până la 1-0? Nu, că ei sunt ca o răbdare. Bun. Da? Cum? O răbdare bună asta. Cum? Ei au răbdare. Da. Deci, încă o dată vă spun, oameni buni, avem speranță. Deci vă spun așa din suflet și eu sunt emoționat și în continuare sunt emoționat și mă strânge așa puțin de gât așa sentimentele și îl înțeleg foarte bine pe Andrei, care Andrei ne spune
Andrei ne spune că iară i-au venit lacrimile când, când asculta imnul cântat din sufletele alea pure de cei mici, da? Am și eu acasă copii mici și, na, și eu sunt sensibil și mare iubitor de copii, dar vă spun, n-am mai văzut de mult o asemenea, nu mai mi-aduc aminte cu Norvegia. Dar acum, fiind și acest context cu calificarea, cum să spun, n-am mai trăit de mult o seară așa de emoționantă, da? Și o seară așa de plină de sentimente, văzându-i pe acești copii, copiii noștri, la un meci al naționalei, și iară m-am bucurat foarte mult pentru că i-am văzut plin de bun simț, îmbrăcat frumoși. Au fost copii care la finalul meciului și-au strâns mizeria, au strâns, mă rog, ce mâncaseră, au făcut curățenie precum faimoșii japonezi la turnee finale, în sectorul lor au fost copii care și-au făcut curat și chiar mă gândeam, așa entuziasmat, așa, zic, domne, există speranță totuși pentru țara asta, totuși există speranță. Și văzându-i pe acei copii, pot să spun că există speranță și pentru țară, există speranță și pentru națională și parcă m-am reîncărcat, Andrei, știi? Parcă m-am reîncărcat. Deci, copii, ați fost minunați, iar mesajul lui Yanis Hagi a fost perfect, îl felicit pe Yanis. Yanis, cum să spun, care e un copil curat, un copil bun, un tânăr extrem de talentat și cu o inimă uriașă cât taică-s-o pentru România, că și Hagi și Yanis iubesc România enorm, deci efectiv inima lor este pentru România, iar mesajul lui Hagi, te iubesc România, a fost perfect, mai mult decât inspirat aseară. Pentru o seară, repet, în care totul a mers bine și uitați-vă la noi cum vorbim și ce fericire și pe chipurile noastre. Și vreau să-i spun și lui Edi. Edi, te rog, nu mai te rog, termină la conferință cu discursul ăsta, că unii nu vor să ne calificăm. Și cei care vă critică și noi când v-am criticat, vă criticăm doar pe joc și așa mai departe. Nu există nici de la Gică Popescu, nici de la Hagi, nici de la cine vreți voi, Viorel Moldovan sau alți analiști care sunt la alte studiouri, colegii noștri, nu există lipsă de dorință, nu există. Te rog, eu, cum să spun, înțeleg că ești supărat și spun asta public lui Edi, înțeleg că ești frustrat, dar te rog, nu mai spune asta. Nu există român să nu vrem să ne calificăm în aia. În toți vrem, dar bineînțeles că uneori mai suntem răi de gură când sunt dezamăgiri și așa mai departe. Până una alta suntem neînvinși, avem cea mai bună apărare, datorită conjuncturii suntem pe primul loc. După părerea mea, eu zic să ne mai temperăm puțin entuziasmul și asta e bine că Edi Ordănescu este un selecționer, cum să spun, care în general pune frân la entuziasm. Suntem încă departe de calificare. Israelul are două meciuri mai puțin, Elveția are un meci mai puțin, Israelul două mai puțin jucând cu Andorra, da? Deci practic mai puneți-le 3 puncte la Israel, suntem departe încă de calificare, nu împărtășesc nici entuziasmul jucătorilor de seară. Bine, entuziasmul jucătorilor la conferință și la interviuri a venit pe fondul atmosferei, este absolut firesc și a jocului bun spre foarte bun pe care l-am făcut împotriva unei echipe de țărani rupători, da? Niște țărani rupători, da? Trebuiau să termine cu minus 2 sau 3 jucători, dar suntem încă departe de calificare. Lucrurile sunt încă complicate, mai avem 2 meciuri, Israelul 4, Elveția 3, mai avem multă mămăligă de mâncă. De-aia îl rog pe Edi, prietenește, ca să spun așa și cu respect, așa, să terminăm cu discursurile astea și ale lui Edi, chiar dacă e supărat și îl înțeleg, că cineva nu vrea să se... Nu, toți vrem să se califice Național în România, toți, chiar și aia care poate nu le place stilul lui Edi Ordănescu sau cum joacă Național în multe momente, dar în sufletul lor tot vor să se califice Național. Bun, hai să plecăm de aici, Andrei, și apropo, și noi iubim pe copii, apropo de ce a zis Yanis, te iubesc România, și noi iubim ce s-a întâmplat aseară și pe copii și tot ce s-a întâmplat. Bravo vouă, jos pălărie. Hai să plecăm de aici. Eu zic că suntem departe încă de calificare, Andrei. Bineînțeles. Bineînțeles. Acum noi am depășit meciurile cu echipele mai slab cotate, să le spunem așa, și jucăm, mai avem 2 meciuri cu fix contra candidatele noastre la calificare. Deci cine crede că suntem calificați la Euro în momentul ăsta, cred că trebuie să să-și dea cu apă rece, pic, nu? Să mai aștepte un pic și... Nu, să-și dea și cu apă rece. Este mult mai important pentru toți cei de care depinde această calificare, adică jucători și antrenori, și asta mă bucur pentru că i-am văzut că sunt conștienți că drumul nu s-a terminat, că mai sunt 2 meciuri. Doar atâta vreau să spun, mesajul lui Nicolae Stanciu, probabil, cred că de pe Instagram.
Da, mesajul Nicolae Stanciu, care iar a jucat extraordinar, e clar că în teren este liderul nostru. La paritate ieri cu Ianis, că și Ianis a făcut o partidă excelentă și Florinel a făcut o partidă foarte bună, Nicolae Stanciu, liderul practic național al României, spune așa, mesajul Nicolae Stanciu: vă mulțumim tuturor pentru susținere și în special copiilor prezenți la meci. Ați fost minunați și o inimă mare pusă de Nicușor Stanciu. Victoria aceasta este a voastră. Da? Spune Nicolae Stanciu, un băiat de altfel, și el cu un suflet de copil. Și Nicolae, adică un suflet bun de copil. Deci asta, Andrei, revenind acum pragmatic, suntem departe. Am văzut, ți-am zis, declarațiile băieților, am văzut declarația lui Bancu, domnule, de la început ne gândeam că o să câștigăm grupa. Ok, foarte bine, că știi cum e, când n-au încredere îi criticăm, că de ce n-au încredere? Acum nu o să-i criticăm acum ca o încredere excesivă. Însă trebuie echilibru, suntem foarte departe încă de calificare. Crede-mă, Andrei, foarte departe. Echilibru există și eu cred că s-a văzut în modul de abordare al meciului ăsta cu Andorra. Pentru că ăsta era un meci cu un grad de pericol foarte ridicat, dacă noi nu eram serioși de la începutul meciului. Adică Andorra e o echipă, am mai spus-o, care nu face parte din categoria San Marino sau Gibraltar, să spunem așa. Echipe care n-au nici valoare și nici n-au cine știe ce atitudine, ca să spună probleme. Andorra era o echipă cu atitudine, o echipă enervantă, cu jucători foarte arțăgoși. De altfel, cred că aș apreciez foarte mult arbitrajul estonianului, pentru că dacă era un alt tip de arbitru care să le permită de la începutul meciului țineri, provocări, trageri de timp și așa mai departe, cred că reușeau să ne enerveze. Doar că arbitrul acesta a venit foarte repede cu cartonașe galbene pentru tot felul de acțiuni de astea, de intimidare, de încercare de a-i enerva un adversar, de antijoc pur și simplu. Și cred că a făcut bine pentru jocul în sine. A fost o seară grea, rupători, niște țărănoi. Nu te supără, n-am cum să le spun altceva. Niște țărănoi și niște pădurai, ziceai că taie copaci. Deci, credeți-mă, Florinel Coman atât a fost de o accidentare gravă. Nu, atât. Atât. Norocul lui că este foarte puternic și trage probabil mult la sală și ați văzut că e un tip mare, puternic, solid. Eu când am văzut reluarea, eu m-am îngrozit când am văzut reluarea ce putea să se întâmple. Da, ai văzut-o? Da, ai văzut, știu despre ce vreau. Da. Deci, adică putea să-i rupă piciorul. Bine că e rapid. Da, exact. Da, te rog. E foarte rapid. Da, eu țin minte de acum 15-20 de ani când am jucat prima oară cu ei în preliminarii și erau la fel și cu cartonașe și mi se pare că am luat și noi un cartonaș roșu într-o dispută cu ei de nervi. Dar mă bucur că ai noștri și-au ținut cumpătul, că au fost foarte concentrați pe meciul ăsta. De altfel, asta vreau să spun, că la Budapesta, prima seară de după Belarus, adică seara aceea, a fost foarte dificilă, pentru că mă uitam la ei și vedeam că pur și simplu sufereau, spunând ceva de genul: dom'le, noi am jucat bine, am jucat cât am putut, ne-am dat sufletul să obținem victoria asta și n-am putut să o obținem. Și mi-era frică că ei vor cădea psihic, adică să zic, bă, e un moment în care trebuia cu tot din adinsul să câștigăm meciul. N-am putut să o facem. Trebuia, Andrei. Da. Dai seama cum stăteam cu încă două puncte acum. Da. Eram 95% calificat. Cred că așa zic și elvețienii. Doamne, ce bună era victoria asta dacă îi băteam pe ăștia. Eu știu, dar știi cum e, noi n-aveam de unde să știm că Elveția nu bate Belarusul. Noi trebuia să ne facem treaba. Nu, dar ceea ce vreau să spun, că Belarusul nu-i chiar echipa pe care o credeam noi. Adică este o echipă care era foarte greu de desfăcut. Noi, ce avem noi în plus față de elvețieni, din punctul meu de vedere, este sistemul defensiv. În minus avem nu în plus de elvețieni. Avem foarte multe minusuri, dar avem un plus. M-am uitat la meciul de aseară. Păi pe noi bielorușii nu ne-au prins pe contraatac așa cum au putut să-i prindă pe ei. Pentru că la noi a funcționat apărarea preventivă. Ok, n-am dat gol, am avut mai puține ocazii decât au avut elvețierii, dar nu s-a întâmplat la poarta noastră ce s-a întâmplat la poarta elvețierii. Avem cea mai bună apărare, nu? Avem câte goluri am luat? 4 goluri, nu? 4 goluri, da. 4 goluri, 4 goluri în 8 meciuri. 0,5 goluri pe meci. Luat. Elveția 8.
ce mi-a plăcut după deci 0,5 goluri pe meci. Deci nici măcar un meci medie pe meci. N-am încasat, gol nu? Gol medie pe meci, nu. Da. Dar după seara respectivă, dimineață, când ne-am strâns să plecăm spre București, am văzut altă stare. I-am văzut la față că au spus, domne, ok, ni s-a întâmplat chestia asta, mergem înainte, să încurajau unul pe altul, vorbeau unul cu celălalt, adică mi-a dat încredere toată starea aia pe care am văzut-o și apoi și la antrenamentul de duminică, deci luni a fost meciul. Deci a fost un crescendo emoțional, nu? Da. Dar chiar căzuți în prima seară, în imediat? În prima seară au fost căzuți, pentru da? Că au, simțeau oarecare nedreptate. Adică nu, și cred că simțeau și că am pierdut o șansă foarte și bună. Și că au pierdut o șansă foarte bună de a se duce cumva în clasament mai sus cu alea două puncte. Eram într-o poziție, acum ne mai trebuia egal un Israel. Acum, egal un Israel la un anumit tip de rezultate nu mai e suficient. Cred că totuși ne trebuie 3 puncte, o victorie cu Israelul sau cu Elveția. Ne trebuie 3 puncte ca să ne calificăm, cred eu. Bineînțeles, conjunctura poate să te ducă și să te califici cu 2 egaluri, să zicem. Și acolo poate și cu da, egal. Sau cu un egal, dar cred totuși ca să fii sigur îți trebuie 3 puncte, părerea mea. Da, cu încă 3 puncte e 100% calificat. Și? Da, cu 3 puncte e 100%. Încă 3 puncte luate de oriunde e 100%. Florin, ce ți-a plăcut aseară la băieții noștri? Hai să-i mai și lăudăm, că după ce m-ai înțeles, i-am trecut prin toate furcile iadului, ca să zic așa, după meciul cu Belarus. Mi-a plăcut în primul rând că Edi a schimbat sistemul și n-am mai văzut un mijlocaș defensiv cu profil defensiv, de exemplu, cum a fost Creciu în meciul cu Belarus, care mi s-a părut de mult. Eu am văzut meciul cu Belarus în reluare chiar ieri, da, la prânz. Și mi-a plăcut că uneori aveam impresia că pierdem un om pe construcție. Screciu venea mereu între fundași centrali, pierdeam cumva acolo. Ei, acum a venit cu soluția asta, cu a juca cu un număr 10 și lucrurile au mers mult mai bine din punct de vedere ofensiv. Asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut în ambele meciuri. Linia de fund și fundași centrali au oferit siguranță și e un cuplu foarte bine sudat, așa mi se pare, în momentul ăsta. Și sigur, golurile, execuțiile, am avut goluri frumoase. Uh-huh. Da. Calitatea la jucători. Da, e genul de meci ok, nu contează că e adversarul slab. Adică când ai o execuție ca cea lui Stanciu, aia poți să, genul ăla de gol poți să-l dai oricui. Acum știți cum e, băieți, adversarul acum pare slab, că le-am dat 4 și mai puteam să le dăm 4. Dar înainte dar de le-a dat nimeni 4. Asta zic, nu le-a dat nimeni 4 și înainte de meci ne era frică. Știi cum e, hai să nu ne luăm din merite, băieților. E meritul lor, e meritul lui Edi că le-au dat 4, dacă nu mă înșele, cea mai mare diferență din grup. Nu? Cu Andorra, nimeni nu? Nimeni nu i-a bătut. Da. Nu i-a bătut cu 4-0, scuză-mă, și putea să fie 8-0, fără niciun fel de problemă. Dar cum să nu-ți fie teamă, că e o echipă care ține Elveția 0-0 la pauză, da? Da. Adică te gândești 0-0 la pauză. Le-au făcut probleme lui Kosovo, le-au făcut, da, la toți. Le-au făcut la toți. Egal la, da, Kosovo. Da, păi de asta spun. Și problema era de intrat în criză de timp. Adică nu e neapărat o problemă de valoare, că e clar că peste Andorra jucătorii noștri, peste jucătorii andorești, jucătorii noștri sunt mult mai valoroși. Da. Era problema că intri în criză de timp, că intri în panică și lucrurile astea s-au văzut chiar și la meciul cu Belarus. În a doua repriză, după minutul 60, noi nu prea mai avut ocazie așa, adică erau ceva care venea la întâmplare, dar asta ținea de mental. Intrai în panică, n-aveai un jucător care să vină de la un club mare, să spunem, care să schimbe soarta jocului, să o ia singur, să o ia în cârcă el o acțiune. Cum am văzut pe Shaqiri aseară. Shaqiri aseară a deblocat meciul, a dat centrare de gol, adică ce să mai facă și Shaqiri? Mai trebuia să mai muncească și ceilalți din echipa Elveției. Asta era temerea la meciul ăsta, la un adversar de genul ăsta. Nu, bănuiesc că astea erau și discuțiile între de meci, să sperăm că golul pică cât mai repede ca să deblocăm meciul. Asta a fost și în Belarus. Același discuție a fost în Belarus. Să ne suim pe ei, ne ducem peste ei, încercăm să le dăm un gol repede. Ca să deblocăm acolo meciul. Nu s-a putut. Acolo portarul lor a făcut un meci foarte bun. Aseară a dăruit două goluri elvețienilor. Mm-hmm. Portarul, da, belorușilor. Cum a fost, Adi? Cum ți s-a părut partida de aseară? Și vreau să te mai întreb ceva. Ăla e locul lui Ianis? Vorbim și de asta. Da. Și de locul lui Ianis în teren și al lui Stanciu, că sunt doi jucători importanti. Mi-a plăcut atitudinea lor din minutul 1, chiar dacă am dat gol în 23, după 6 minute marchez din nou. Au împins jocul la fiecare minut. Și eu cred că asta ne-a lipsit puțin în Belarus, chiar dacă adversarul este mai dificil. Atitudinea jucătorilor
a fost foarte bună și minutul 80, când noi atacam, puteam să le dăm vreo 8 la un moment dat. Și vorbim de strategie sau de tactică sau de jocul naționalei, am impresia că în momentul de față, în grupa asta, și vorbim și de alte meciuri, scoțând Elveția din grupă, doi jucători la echipa națională trebuie să joace permanent. Yannis și Stanciu. Pentru că acești doi jucători, în orice moment, chiar dacă la meciul cu Kosovo ratează Stanciu penalti, dă gol după, ei poate să-ți deblocheze meciul cu o execuție. Stanciu lovitură liberă, Yannis un șut de la 20 de metri cu stângul. Sunt singurii noștri jucători care pot să-ți deblocheze un echilibru. În două secunde, câștigă meciul. Deci, acești doi jucători sunt indispensabili. Și tactica a fost foarte bună. Nu, deci, Yannis încă o dată, deci indispensabil, după părerea ta. Yannis și Stanciu. Nu în meciul cu Elveția, vorbim. Da. Poate în meciul cu Elveția trebuie să te aperi mai mult. Dar cu celelalte echipe, ei trebuie să joace. Obligatoriu. Doi, pentru că ei, în orice moment, la 20 de metri, îți dă un șut și se deblochează meciul. Lovitură liberă și șut de la 20 de metri. Pentru că dacă o luăm după golurile astea, după, nu am avut așa multe ocazii ca strategie, ne ducem peste ei, centrăm și suntem, oricum noi la centru suntem prost că nu dă nimeni cu cap. Da. Și ne mergem peste tot. Da, ei doi deblochează un meci. Și în Belarus n-a fost asta. Dacă vorbim de meciul din Belarus, am impresia că echipa asta trebuia să joace. Cu meciul cu Belarus. Ei. Asta e echipa, nu? Acel 11. Cu cei doi în spatele la vârf acolo ca să fie... Plus că mai văd, am mai observat ceva, dar o să ne întoarcem și la asta. Mi se pare că Moruțan a câștigat bătălia pentru mijlocașul dreapta, pentru atacantul drept. Asta spun. Adică asta Moruțan mi se pare jucătorul care în momentul de față este cel mai complet dintre toate variantele care le-am. Nu vorbim de meciul cu Elveția. Da. Că cu Elveția trebuie să te aperi. Și nu știu dacă poți să te aperi cu toți. Da. Dar cu echipele Israel, cu deci Kosovo, cei doi, mai spune o dată. Cei doi, Yannis și cu Stanciu, trebuie să joace cât mai aproape de poartă. Cât mai să-i duci cu jocul cât mai sus. Cum, Florine, ăsta e locul lui Yannis? Da, eu zic că da. Pentru că, ok, în general, mai ales în fotbalul de acum, jucătorii de bandă sunt foarte explozivi, au viteză sau au schimbări de direcții foarte bune. El e un jucător mai înalt, de mai elegant, mai de execuție. Da, și zis la interviu că acolo simte cel mai bine, mi se pare, după meci. Da, practic, care a fost postul lui aseară, exact? Număr 10, al doilea, zic eu, destul de clasic, da. Un număr 10 clasic, practic, nu? Nu prea mai joacă echipele în sistemul ăsta. Deci ce a fost aseară? Că voi sunteți pe ce a fost Yannis aseară, Adrian? Al doilea vârf. Un număr 10? Deci, aveam o chestie, jucam la Galatasaray cu Hakan și curvul de atac și eu cu Hagi în spatele, aproape de poartă. Da. De ce? Pentru că cu cât ne aduce, dacă ne lasă în benzi desfăcuți, Yannis și Costanciu nu au așa o viteză să... Cu cât îi aduci mai aproape de poartă, în linia de 16 metri, la careu, cu atât poți să câștigi meciul. Să aibă o execuție cum am avut. Yannis cu stângul și ăsta lovitură liberă. Cu cât îi aduci mai aproape... Deci, practic, Yannis a fost un 10 ieri? A spune un 10, când nicio n-a fost 10. 10 e Hagi, adică celălalt. E 10, da. 10 e o diferență. Dar al doilea vârst să se miște între linia acolo, să aibă o execuție la 20 de metri. Vezi? Noi dăm primul gol din lovitură liberă și al doilea, că îi sare mingea lui Yannis înapoi. Dar îi sare exact unde trebuie și o lovește perfect. Da. Deci nu am dat pe construcție să după aia am început cu jocul să fie ok. Cu cât îi aducem pe băieții ăștia doi aproape de poartă, cum am spus și la meciul cu Belarus, cu atât avem șanse să câștigăm mai multe meciuri. Eu cred că și pentru Edi a fost cumva o experiență. O altă experiență, că până la urmă cred că bine, cu toții învățăm. Dacă mă întrebați pe mine cu Israelul, cam asta e echipa. Adică la modul serios, cam asta e echipa cu Israelul. De ce? Trebuie să te aperi. De ce? Hai să facem așa, pe scurt așa. Portarul e portar, e clar că nu-l schimbă moldovan. În dreapta, după părerea mea, Sorescu este peste, asta e părerea mea, peste rațiu, toate punctele de vedere și ca vitalitate, din punctul meu de vedere, mi se pare mult mai, cum să spun, mai activ. Mă rog, cup de fundaș central, ce e să mai posibil discutăm? Tactic să nu joace așa de bine Carasiu. Cum? Tactic să nu joace așa bine care. Nu știu ce sau să defensiv. Zic. Da, eu nu cred. Mie îmi place Sorescu. Dar pe ofensiv. Tactic vorbind de defensivă. Nu cred. Eu cred că Sorescu poate să fie un jucător foarte disciplinat dacă îi spui să stea în pătrățica lui. Și un jucător care, cum să spun, te hărțuiește, mai înțeles, foarte tare Sorescu. Are vitalitate, greu. Eu pot să greu. Fac emisiune în locul tău? Cum? Da. Pot? Nu da. Cred. Nu ajung la nivelul tău. O să fiu bun, tactic, dar nu la nivelul tău. Știi? Da, cam așa e diferența între ei doi. Da, deci tu ai merge totuși pe rațiu? Da, vorbim defensiv. Da. Cu Andorra,
ataci. Cu Israelul vezi că trebuie să te mai aperi, că iau jucători. Da, aia. Bun, și sper să nu jucăm iară cu 17.000 de mijlocași defensivi, iar. Pentru că nu ăsta e fotbalul, să joci numai cu mijlocași defensivi. Apropo, cu Israelul, chiar dacă Israelul e o echipă bună. Știi? Adică, până la urmă, știi cum e? Până la urmă, ține mingea la tine. Că, până la urmă, aici faci diferența. Ții mingea la tine. Dacă joci numai cu Scratch, care stai? Scratch-ul mie îmi place foarte mult. Mie îmi place Scratch-ul. Eu sunt fan Scratch-ul. După părerea mea, este de departe cel mai constant și mai valoros jucător din lotul rotarul Scratch-ul. De ce? Pentru că îți acoperă o grămadă de poziții. E un jucător de milioane bune, Scratch-ul. Și e tânăr, Scratch-ul. Dar aș vrea mai mult curaj cu Israelul. Eu, sincer, aș vrea... Mă rog, o să vedem ce se va întâmpla și până depinde atunci, de context, depinde cum sunt rezultatele, depinde ce mai face Israel până atunci. Cum ți s-a părut Andrei Ioannis? Foarte bun în rolul lui, așa cum au fost și toți ceilalți jucători din echipă. Foarte bun în rolul lui. Bun, nu? Foarte bun. Foarte rămâne liderul Stanciu, nu? Clar. Nu? Mie mi se pare liderul echipei, clar, indiscutabil. El este... Omul care deblochează cu goluri meciurile. Pentru că, bun, le-am dat 4-0 lui Andorra, dar primul gol, cum păi zice și aia, a venit pe execuție marca personală. A venit și cu Belarus, nu? O secundă, să văd că vorbim de jucători. Coman... Tu chiar vrei să faci emisiunea în loc? Da. O să... Coman, de exemplu, este foarte bun și are execuții. Da. Dar Coman, ca să aibă execuțiile, are nevoie de meciuri în spate bune. Ioannis și Stanciu n-au nevoie de meciuri bune. Ei deblochează situația chiar de nejucând nimic. Coman are execuții, dar el trebuie să vină pe un fund bun. Să aibă încredere în lucru respectiv. Băieții ăștia doi au încredere în ei tot timpul. De-aia deblochează lovitură sau un șut de undeva. Uh-huh. Corect, Andrei? Da, așa este. Coman sau altul are nevoie de joc bun ca să aibă execuția respectivă. Păi, ei nu. Lăsa, ai nevoie de încredere. Păi, Coman a marcat primul gol pentru echipa națională aseară. Da? De acum o să fie un Coman și mai bun. Așa cum a început să fie bun pentru echipa națională după ce a făcut un meci extraordinar de bun în Austria fără să marcheze. Mai degrabă a făcut defensiv. Coman este un jucător total schimbat ca atitudine, un jucător de echipă. I-am văzut și declarația seară de confirmare pentru mine a modului cum a receptat absența din declarația mă interesează mai puțin. Ce ai observat tu, lucruri care nu se văd în cantonament? Cum e Coman? Explică-ne puțin, că ai zis că e schimbat. Dă-ne câteva detalii. Sunt prieteni între ei. Asta este un lucru extraordinar și ajută să înțeleg... Și de ce Coman e schimbat? Adică dă-ne... Păi asta trebuie să ne uităm în spate. Dar ce înseamnă că e schimbat total Coman? Adică nu mai este jucătorul care era acum 4-5 ani, jucătorul care era se supăra dacă era rezervă, jucătorul care se supăra dacă nu primea o pasă, jucătorul care viața, permanent avea o frustrare. În nu? Viața lui s-a întâmplat ceva bun. Uh-huh. Adică eu cred că familia, uh-huh. eu cred că apariția copilului l-au schimbat. Eu cred că și acea accidentare de la Baț la Topola i-a schimbat un pic percepția asupra ceea ce înseamnă o carieră, cât de repede se poate curma. Da. O carieră plus a avut inițiativa și bine a făcut, deși nu i-a great acolo în perimetrul acelui club lucrul ăsta, s-a dus să lucreze cu un specialist, cu un mental coach, pentru că toți știi avem sigur tu că lucrează cu mental coach? Nu știu dacă și acum, bănesc că da, dar a avut... Și cum e? E schimbat față de colegia națională? Este, un jucător... E camarad? Da, e prietenos, e deschis, ți se uită în ochi, vorbești cu el. Andrei vrea să spună că a devenit jucător de echipă, înainte era individual. Da. Acum este altceva. S-a și gesturile lui mai avea din mâini, mă rog, era supra. Dacă m-a distrat cât de vehement a fost la interviu când a fost întrebat de reporter, te-ai supărat că n-ai jucat cu Belarus? Nu, Doamne ferește, cum să mă supăr? Nu, eu nu, respect. Adică era super vehement. Da, adică băi, alo, gata, s-am schimbat. Da. Sincer, mi-a plăcut. Adică e un camarad acum, nu? Da. Un camarad, un jucător de echipă, nu? Da, că este așa cum îi văd pe foarte, foarte mulți de acolo. Foarte mulți de acolo și acum un an de zile nu erau chiar așa. Și aici chiar cred că e meritul lui Edi. Pentru că, până la urmă, el a creat grupul. Da. Acum un an nu erau așa? Nu. Și nu, pentru că erau unii jucători care acum nu mai sunt. Și cred că
exemplul pe care l-a dat Edi Iordănescu i-a ajutat și pe ceilalți să înțeleagă cum stau lucrurile la echipa națională. Și ce înseamnă echipa la națională? La ce te referi, la exemplu? Ce la tot cea, programul disciplinar pe care l-a impus, plecând de la închiderea porților de la Mogoșoaia pentru toți frizerii și toți oamenii care se ocupau cu schimbare de pașapoarte și așa mai departe, care nu-și găseau timp decât în fereastra echipei naționale să vină pe acolo și toți cu pachetele, cu tot felul de, care cu ghete, care cu spray-uri și așa mai departe. Deci plecând de la chestia asta până la identificarea jucătorilor care sunt cu adevărat de grup și care cu adevărat iubesc echipa națională. Deci nu sunt jucători care vor doar să-și facă firmă prin echipa națională. Bine, asta este marele merit al lui Iordănescu. Păi asta, adică al lui Edi, pentru că grupul, pentru că e clar că pare un grup foarte, foarte unit de camarazi de război, cu ghilimele de rigoare, război fotbalistic. Spun eu că n-ajungeau până aici. Deci uitați-vă unde joacă fiecare dintre ei, ce performanțe sportive au cu echipele la care evoluează în comparație cu adversarii noștri, și nu vorbesc de Elveția, vorbesc despre Israel, vorbesc despre Kosovo. Valoarea lor crește prin interiorul acestui grup. Ei sunt mai buni în această echipă decât sunt luați fiecare în parte la echipele lor. Asta este ceea ce a făcut Edi pentru echipa națională. Asta este marele meu. Nu știm dacă ne calificăm, dar bag mâna în foc că dacă nu era un astfel de selecționer la echipa națională, pedagog, practic, nu ajungeam în poziția asta favorabilă pentru calificare. Se rupea undeva film. Așa cum s-a rupt. Adică exploda vestiarul undeva, nu? Undeva, se întâmpla ceva. Nu? Da. Dar e un vestiar bun acum, sunt oameni buni în vestiar, oameni care iubesc România, ai văzut declarația, adică modul în care, nu declarația în sine, modul în care Iannis a spus te iubesc România. Asta este, cred că nu mai poți să faci analiză, poți să faci analiză pe text, pe imagine și pe audio. Da, dar se ridică părul pe tine când vezi atâta patriotism este, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Da, este un promo neregizat. Cum? Este un promo neregizat. Pentru ceea ce cel mai reușit promo neregizat. Pentru ceea ce ar trebui să simtă românii care spun că sunt, sunt patrioti. Pentru că până la urmă și despre asta e vorba. Când, în momentul în care tragi la o căruță care nu este foarte tehnologizată, este ce avem noi, ce ne-a permis societatea noastră în ultimii 30 de ani să aducem, să facem, să aducem cel mai bun la nivelul ăsta. Ăștia sunt, dar acești băieți, din punctul meu de vedere, sunt mai buni în acest grup decât luați fiecare în parte acolo unde e vorba. Și zici că e meritul lui Edi, nu? Aici. 100%. Da? Adică tu crezi că și dacă, Doamne ferește, nu ne-am calificat, pentru cum se construiește acest grup, Edi ar trebui să rămână? Asta nu pot eu să spun, că în primul rând trebuie să-l întreb pe Edi. E și nu, eu te întreb părerea ta. Apropo, eu de cred, ce spui de eu grup? Eu cred că încrederea asta s-a demonstrat, ai fi dată după Liga Națiunilor, da? Când în mod normal contractul lui era la îndemâna administrației. Așa era făcut contractul. Dacă nu prinzi nu știu ce loc, noi putem să... Exact contractul care i s-a oferit lui Beluni. Exact același tip de contract. Doar că federația, administrația, prin intermediul șefului departamentului tehnic Mihai Stoichiță, au spus noi avem încredere. Pentru că am văzut cum lucrează și avem o speranță că se pot face lucruri bune. Și iată că până acum s-au făcut lucruri. Nu știu dacă ne calificăm. Încă e departe calificarea. Dar o să o repet tot timpul. Dacă ne vom califica, Edi este un erou pentru ce a făcut. Iar toți acești băieți în acest grup au valoare mai mare decât luate individual la echipele unde evaluează în momentul ăsta. Și poate că această valoare o să-i ducă mai departe. Și mai e un element foarte important. De fapt, sunt două. 21 din 26 de jucători au avut posibilitatea să participe la un turneu final de tineret, care este mare lucru, este o experiență. 21 din 26. La generațiile lor n-au apucat să aibă această experiență și s-au urnit. Noi ne-am trezit la turneu final. Da. Ne-am trezit acolo. Bun, asta este un aspect. Al doilea aspect, fiind format, iată, această echipă națională din jucători tineri, media de vârstă e undeva la 25,4 ani.
Marea maturitate a oricărei echipe se atinge între 27 și 28 de ani. Ceea ce vreau să spun este că această echipă nu și-a atins potențialul maxim. Această echipă își va atinge potențialul peste 2 ani, dacă va rămâne așa. Dar are nevoie de o calificare. Așa cum generația are de nevoie aur de o confirmare. A avut nevoie de calificarea de la Cardiff. Pentru că rataseră calificarea. Asta știi ce înseamnă? Ne trebuie, apropo de bara lui Bodin, ne trebuie și puțin noroc. Ne trebuie o calificare și norocoasă, dar calificare să fie. Pentru că o participare la turneul final va schimba foarte mult și va crește mult acest grup. Enorm de mult. Pentru că la turneul final, până la urmă, nu mai e nicio presiune. Vei juca fotbal. Dacă nu o să mai vină nimeni acum să spun, a bun, presiune va fi, dar știi cum ești acolo. Nu mai e ca și cum, domne, n-a ieșit din grupă, s-a terminat, s-a prăvălit cerul. O calificare, eu cred că ar potențiala naționala și mai mult pentru preliminarele mondialului următor. Okay, cu Edi. Cu siguranță. Cu Edi, Andrei. E important. Că știi cum e. Până la urmă, important clasa de elevi, da, apropo, sau clasa de copii, că tot vorbim de copii, să rămână dirigintele. E important. E foarte important, dar atenție, că și valoarea lui Edi a crescut. Cum? Și valoarea lui Edi a crescut cu această echipă. Da, cred că valoarea lui Edi va crește cu adevărat dacă ne calificăm. Dacă nu ne calificăm... Da, da, nu... Cu siguranță, cu siguranță lucrul ăsta se va, dar un Edi calificat cu echipa la un turneu final va însemna pentru cariera lui, luat personal, va însemna foarte mult și atunci dacă ne calificăm, eu locul lui Edi aș rămâne, pentru că în general preliminarele de mondial sunt mai simple întotdeauna decât preliminarele de campionat european. Și acum și schimba formatul. Păi nu o să se de când se bagă 48 de echipe? Păi și nu, de Europa câștigă 3 echipe, nu e... Ei, 3! Bă, 3 în plus! Nu bă, e, calificarea din de alea 3 vor fi noi, da, Adrian? Vrei? Nu, că vorbeam de presiune și cu Edi, cu grupul care l-a făcut și are toate meritele cu băieții și cu fârsta lor și cu tot, dar ar mai trebui să facă un lucru pentru meciurile următoare, să le elimine presiunea. Am văzut meciuri la ei care sunt puțin doborâți, au presiune. Apăsați prea tare. Dacă Edi face și lucrul ăsta, să elimine presiunea de pe ei, atunci ne vom califica sigur. Dar cum ar putea? Ar exista vreo metodă? Păi e un pedagog bun, după cum vorbim, și a transmis lucrul. Da, găsești lucrul, o metodă. Da. Găsești o metodă, a transmis lucrul la grup. Nu știu, că nu sunt. Că... Nu, dacă aș ști. Nu credeam că ai trecut prin așa ceva, că ai avut situații. Am trecut cu Napuiul, am trecut prin situații în care elimina presiunea de pe noi. Cum făcea? Nu știu, avea un speech din ăsta în care când intrai ziceai că pleci cu 600 la ori. Adică ce vă zicea? Pe toate lucrurile spunea, că trebuie să jucăm, să uităm lucrurile care sunt. Elimina puțin presiunea, că am văzut meciuri și inclusiv cu Belarus, începutul de meci sau cu Israel. Parcă sunt puțin apăsați jucătorii și atunci antrenorul, cum a făcut... Parcă apăsați prea mult. Prea mult. Antrenorul, cum a făcut grupul ăsta și o să fie meritul lui unde suntem în momentul de față, și spui, individual nu suntem așa de buni, dar ca grup, că am început să facem lucruri bune, atunci trebuie să le elimine puțin din această presiune. Și atunci, sigur, cu siguranță... Deci Neapuiu era specialist la asta? Chiar se pricepea? Păi, și dacă vorbim de tactică pe vremuri, nu prea știam noi foarte mult de tactică, dar era specialist. Exact în această motivațional, nu? Și vă vorbea cu cuvinte simple, exact, nu? Exact, nici nu trebuie prea mult. Da? Ce vă spune? Bă, uitați așa, nu? Hai da, uitați, hai să facem și ne ținea, că știi că e o chestie că ne-a chemat la ședințe tot timpul. Da. Ia ne chem înapoi la ședință și ai cu noi. Mai fătăm o oră de vorbă. Știi? Cam așa era. Stătea mult de vorbă, nu? Mult și te lua și pe tine unul la unul și stătea cu tine. Din fericire, Anghel Iordănescu e tata lui Edi Iordănescu, exact. Da, din ce știu eu. Da. Da. Zi. Apropo de ce zicea, adică trebuie să folosești limbaj simplu, când a venit domnul Chirilă la Clinceni, ne-a spus că trebuie să ducem tacticizarea la paroxism. Și a terminat ședința și am intrat pe Dex să văd ce înseamnă paroxism, că nu știam, efectiv, nu știam ce înseamnă. Așa am aflat ce înseamnă paroxism. Deci da, cu fotbalistul trebuie să folosești un limbaj simplu, așa ca o paranteză. Am înțeles, da, corect. Hai să vedem ce reacții sunt în presa internațională după acest 4-0 al României, dar mai ales după surprinzătorul 3-3 Elveția-Belarus, cu Belarusul care în minutul 86 conduceau fraierii cu 3-1, că nu pot să le spun altceva, altfel, și n-au putut să-i bată pe elvețieri. Bă, 3-1, să nu mai poți să ții rezultatul. Hai că e un gol. Bă, da, să nu poți să ții rezultatul. Gabi Sapta e pregătit să ne facă ocolul pământului în câte minute vrea el. Salut, Gabi! Te salut, Horia! Vă salut pe toți cu deosebit respect și cu bucuria rezultatului de aseară.
Dacă joi elvețienii se bucurau că nu au jucat, dar au rămas pe primul loc, ei bine, acum au jucat și au pierdut locul întâi. M-auzi, Gabi? Lea, da, na, că prea au fost ironici. N-am jucat și tot pe primul loc rămânem. A titrat toată presa helvetă după 0-0. Da, stai așa puțin, că nici aseară n-au jucat. Da. După 0-0 cu, al nostru cu Belarus, n-am jucat și tot, și tot lidere am rămas. Erau ei tare șmecheri, ia zi. Da, asta și... Mai luați o ciocolată, băieți, că a fost amar aseară. Hai, mai băgați o ciocolată. Zic. O să și spun ce au scris anumiți jurnaliștii din Elveția, chiar despre asta e vorba. Spre exemplu, le matem, titrează România a depășit Elveția. Românii nu au întâmpinat aceleași probleme ale noastre. Duminică și-au învins cu 4-0 pe Andorra. Era abia o jumătate de oră și toate lucrurile au definitivate, scriu elvețienii. Stanciu și Hagi marcaseră deja și seara lor devenea liniștită. Va fi un noiembrie fierbinte, pentru că elevii lui Iordănescu au urcat pe primul loc, încheie Lemata. Acela ziar se ocupă dur de selecționerul Murat Iachin. Titlul e clar, scaunul selecționerului e fierbinte. Este greu să ne imaginăm că nu mergem la Euro, dar după egalul rușinos cu Belarus, smuls pe final, trebuie să ne punem toate întrebările și toate privirile se îndreaptă spre Murat Iachin. După meci, Iachin a spus, eram prea sigur pe noi, am avut șanse, le-am ratat, am greșit mult și în atac și în apărare, am avut un exces de încredere cu România și cu Belarus și a ieșit prost de fiecare dată. Am dovedit totuși caracter că nu am pierdut și chiar puteam câștiga. Încă avem soarta în mâinile noastre, așa că suntem pe drumul bun. Nu suntem cei care să câștigăm 10 meciuri într-o grupă delicată. Uneori trebuie să fim mai inteligenți, pentru că și un 1-0 e foarte bun. Nu pot judeca eu dacă scaunul meu este fierbinte. În cronica meciului, Lemate a scris meciului Elveției. Suntem ridicoli. A fost egal cu a 105-a echipa lumii care ne-a și condus cu 3-1. Iar cotidianul de limbă germană Blick a titrat Elveția, Belarus 3-3, suntem o națională de toată jena. Să ai posesie 80% și să fii condus cu 3-1, asta a dat rușine. Din apărare, Akanji și Shar au fost absenți total. Ne-a dat gol Ebong de la Stana din Kazakhstan. Elveția ridică semne de întrebare. Totul a început cu golul primit de la Andorra, a continuat cu egalul în fața României de la 2-0, Kosovo care a ratat victoria pe final și acum am evitat o rușine care ar fi fost în top rezultate penibile din istoria naționalei. Cu cine? Cu numărul 105 în lume. Redactorul șef de la Blick desfințează naționala Elveției. Suntem de toată jena. În ultimele 4 meciuri am bătut numai pe Andorra, care ne-a dat și gol. Am făcut egal cu Kosovo, România și Belarus. Una auzim, alta vedem. Suntem în criză. Ce facem? Am fost aroganți. E nevoie de smerenie și modestie. Urgent. Federația să se întrebe cu adevărat dacă Murat Iachin e potrivit naționalei. În Blick despre România s-a scris astfel. Spre deosebire de noi, adversarii își fac treaba și obțin 3 puncte planificate cu Andorra. Stanciu, Hagi și Marin au creat avantaj confortabil din prima repriză. România urcă astfel pe primul loc, dar cu meci mai mult. După rezultatele de aseară, Horia și în Israel, există optimism și mai mare față de ce era joi seară. Spre exemplu, Marin titrează, chiar și primul loc ne este la îndemână, scriu izraelienii. După egalul surprinzător al Elveției, în ciuda victoriei României, Israel depinde de ea pentru a se califica. Avem 2 meciuri importante. Cu Elveția încă nu știm unde jucăm și cu Kosovo nici măcar când vom disputa partida. Dar Israel poate ajunge pe primul loc. Dacă însă pierdem și cu Elveția și cu România, rămâne varianta play-off-ului din Liga Națiunilor cu Ucraina, calculează izraelienii. Ziarul lor, One scrie de șansa de a termina pe primul loc de asemenea, depindem de noi să câștigăm grupa care numai pentru moment e condusă de România. Gazeta de Lo Sport scrie de echipele deja calificate, dar și de naționala României. Lipsește bătălia finală, dar România lui Drăgușin și Marin e tot mai aproape de calificarea la Euro. Naționala condusă de Iordănescu face un poker cu Andorra cu 3 goluri în prima repriză. Marin de la Empoli a marcat din penalti. România câștigă și zboară la 16 puncte la 1 peste Elveția, care riscă, după eșecul cu Belarus, așa consideră ei, să joace în noiembrie meciuri decisive. Cine ar fi crezut?
consideră gazeta Gabi, de la sport. Gabi, știi cum se zice? Noi suntem așa relaxați, zâmbitori, apropo de elvețieni și de presa helvetă, focul la ei, ar fi spus regretatul Halagian. N-au zis nimic că s-a defectat ceasul elvețian. Exact, da. Am auzit focul la ei și iacătă Andrei, da? Andrei, iacătă, spune-i și lui Edi, da? Spune-i lui Edi, dă-i această înregistrare și spune Edi, peste tot e la fel, m-ai înțeles? Până și la elvețieni au demolat, pur și simplu, demolat. Unde ai pretenția că oamenii sunt mai calmi, mai civilizați? Scuză-mă, eu titlurile astea nu le-am văzut în presa din România după egalul cu Belarusul, totuși în presă. Titlurile astea. Și nu, ce a spus, ce s-a întâmplat în Elveția? Adică, ce vreau să spun, peste tot e la fel. Nu suntem, nu sunt unii mai balcanici decât alții. Ia că tăi pe elvețien cât de balcanici sunt și cum îi calcă în picioare. Naționale. Noi suntem mai buni ca ei și am sesizat chestia asta după meciul nostru din Elveția. Deci era un val pe care se suia toată lumea fără să facă niciun fel de analiză a locului unde suntem în momentul ăsta. Da. Că nu aveam echipe calificate în cupele europene, în grupe, că jucătorii noștri erau foarte puțini care jucau în top 5 campionate europene. După meciul ăla cu Elveția însă, mi s-a părut că am sesizat o segregare a opiniilor. Adică au apărut din ce în ce mai mulți foști jucători, foști antrenori, analiști, jurnaliști, care au început să se dea jos de pe val și să judece cu capetele lor, să spună, domne, stați un pic, că situația nu e chiar așa. Am obținut ceva, am făcut niște anumite lucruri. Să nu uităm faptul că în momentul în care am plecat la această grupă, lotul echipei noastre naționale era cotat pe Transfermarkt pe locul 4 în această grupă. Pe locul 4. După Israel, după Kosovo Elveția, și Elveția. Israel și Kosovo. Da. Să nu uităm că dacă este, Gabi a vorbit mai devreme că presa a făcut praf pe Shar și pe Akanji. Păi scuză-mă. Dacă unul e la City și unul e la Newcastle și se prezintă și adversarii lor care cu noi n-au ajuns la poartă aproape, dau trei goluri și mai au încă două contraatacuri de gol. Drăgușin. Înseamnă... Cine e ca Drăgușin? Urmează o manea pentru Drăgușin. Dacă terminăm grupa neînvinși, trebuie să-i facem o manea lui Drăgușin, așa pe sufletul nostru. Ok, hai să-i facem o piesă rock, poate. Nu, o manea. Hai suntem în România. Să încercăm cu o piesă. Lăsați, nu ne mai culturalizați atât. Da? Poporul e cu manele, da? Păi și ce, maneaua nu-i frumoasă? A spus cineva că maneaua nu-i frumoasă? O adaptăm pe rock. Păi nu, dar ce vreau să spun e că e ritmul. Adică nu vreau tânguire. Vreau. Nu crede, mă, există multe manele care forță. Nu se tânguiesc și te suie pe masă la 4 dimineața. Ai văzut băieți și fete, dar sunt pe masă la petrecere la 4 dimineața, pe manele, să știi. Nu pe roc. Nu pe roc. Crede-mă, pe manele. Pe toate balerinele. Aș vrea să nu intri în acest subiect, nu știu dacă îl stăpânești. Nu. Totuși, ar fi bine să nu vorbești de subiecte pe care nu le stăpânești. Da, Gabi, deci vezi și elvețienii au balcanismul lor când... Și stai, n-au pierdut. Titlurile astea sunt totuși la egal. Da? Ok, o echipă, locul 105, dar sunt la egal. Nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost. Da? Bine, sunt la egal, dar sunt la 3 la egal. E, da, dar ce ar fi fost dacă stăm la 3-1 pentru Belarus? Da, au avut șansă pe final. Sigur că au ratat mult, mult de tot. Au o anumită calitate și elvețienii. Au o anumită calvețiere. Gândiți-vă că pragmatic trebuie să ne dăm jos rapid de pe valul entuziasmului de aseară, întreținut și de atmosfera aia creată de copii unică. Pentru că, de ce spun să ne dăm jos rapid? Pentru că de-abia acum întâlnim în ultimile două meciuri cele mai bune adversare din grupă. Astea, practic, vor fi examenele finale, finalele noastre, astea sunt finalele noastre. Aici vom vedea cu adevărat unde suntem. Dar noi cu aceste două echipe am jucat bine și sunt convins că o vom face. Bineînțeles, și concentrarea va fi la cote maxime, mai ales că se mai întâmplă ceva. Noi am dat ieri un material și chiar avem informații de la Forul Continental, pentru că eu cunosc niște domni de acolo, niște oficiali de acolo cu care de-a lungul timpului am mai ținut legătura. Cu unii mi-a făcut legătura chiar Ionuț Rupescu în anii trecuți și am păstrat legătura. Și planul pe masa UEFA se pare că este extrem de clar sau din ce în ce mai clar și ne îndreptăm după conform precedentului Ucrainei, care în 2022, când a început războiul, au jucat 5 meciuri în luna iunie, da, 5 partide au jucat în luna iunie anul trecut, ne îndreptăm spre partida cu Kosovo pusă pe 12 noiembrie, pentru că deja meciul cu Elveția e bătut în cuie pe 15 și israelienii vor juca
pe 12 în Kosovo, după aceea probabil vor veni în Cipru pe 15 cu Elveția, tot în Cipru pe 18 cu România și după aceea se vor duce ultimul meci în Andorra. Deci sunt meciuri grele, dar evident că avem un avantaj destul de mare, ținând cont de faptul că totuși israelienii vin după două partide în 6 zile în Kosovo și cu Naționala Elveției. Adică sunt totuși, suntem într-o conjunctură pe care, cum am mai spus-o, am fi mari fraier să o ratăm, Gabi, am fi mari fraier să o ratăm. Într-o conjunctură în care am și ajuns, Horia, pentru că acel 2-2 cu Elveția a fost reușit extraordinar. De asemenea, victorii cu celelalte. Am făcut puncte atât de multe încât noi singuri ne-am dus în această situație și trebuie să remarcăm exact ce spunea Andrei, avem echipă națională chiar dacă nu avem fotbal și asta e remarcabil. Aș mai preciza, Horia, că după meciurile de aseară, de la sfârșitul săptămânii, 6 echipe deja s-au calificat, Spania, Scoția, Franța, Turcia, Belgia și Portugalia, iar noi rămânem cu șanse și asta contează cel mai mult. Mai avem 2 meciuri și șanse de calificare cu echipa lui Edi Ordănescu. Și aș vrea da, să-i felicit. Dar, repet, eu gata, vreau să oprim entuziasmul. Eu pentru asta vreau să oprim entuziasmul. Să nu uităm că noi mai avem 2 meciuri cu cele mai bune 2 echipe din grupă. Să nu uităm că Elveția are un meci în plus. Noi avem un punct, dar ei au un meci în plus față de noi. Un meci în plus de jucat. Un meci în plus de jucat. Da. De, au, noi mai avem 2 meciuri, ei 3 meciuri. Da? Chiar dacă noi avem un punct. Și să nu uităm totuși că Israelul are 2 meciuri de jucat în plus, dintre care unul, ca să zic așa, nu mă refer, nu pun în ordine, totuși am putea să le punem deja la israelieni în proporție de 90% cele 3 puncte cu Andorra. Acum serios, la cum e, care e diferența. Mă îndoiesc totuși, deși orice se întâmplă în fotbal. Dar gândiți-vă, ia puneți puțin clasamentul. Gândiți-vă, noi avem 16... 15-11, nu de acum, ce nu? De ce ți-e frică să nu ajungi cu Nu, eu vreau să spun, nu mi-e frică de nimic. Mă bucur că plouă afară, aseară m-am bucurat de copii, acum plouă cel mai fericit. Am început de săptămână, eu când plouă cel mai fericit. Și așa plec la Londra weekendul ăsta. Așa, da, lasă că plec la Londra. Pe 28, vreau să mă invidiați pe 28. Pe 28 octombrie sunt pe par de prens la finala Cupei Mondiale la rugby. Băi, oameni buni, ați văzut meciurile? Da. Băi, ați văzut adică Noua Zeelandă? Aseară nu l-am văzut. Ma. L-am văzut. Băi, voi ați văzut Irlanda, Noua Zeelandă? A? Sinfonie, nu rugby. Sinfonie. Unul de cele mai frumoase meciuri de sport care le-am văzut în viața vieților mele. Deci, cum să spun, eram cu pumnul în gură, așa stăteam. Deci, o emoție și niște bărbați și un sport. Doamne, ce am putut să văd la Irlanda cu Noua Zeelandă. Crede-mă, deci în viața mea n-am văzut ceva mai frumos. Deci n-am văzut în viața mea ceva mai frumos. Eu am văzut finala campionatului mondial de fotbal. Da, da. Adică, nu, crede-mă. Ea a fost ceva frumos că a fost și cu voi. Da, deci asta vreau să spun. Eu ce vreau să spun? Vreau să spun așa, că Israelul are 11 puncte, dar dacă punem totuși că dintre și România și Elveția nu mai joacă cu Andorra, ei au acest meci cu Andorra, eu i-aș pune în mintea mea cu 14 puncte. Și ar fi 16, 15, 14, însă cu Elveția și Israel cu un meci în plus de disputat față de noi. Adică, nu, hai să coborâm de pe val. Suntem într-o, după părerea mea, nu vreau, sper din tot sufletul să n-ajungem să regretăm, Andrei, aceste puncte cu Belarusul pierdute. Pentru că eu cred că noi dacă băteam Belarusul, eram 95% calificați la campionatul european. Asta este părerea. Iar punctul cu Elveția ne califică, Horia, să vedem așa, să fim pozitivi. Să fim, eu nu sunt pozitiv. Vreau să coborâm de pe valul entuziasmului. Jucăm cu cele mai grele echipe, echipele astea au meciuri în minus față de noi, Israelul are meci cu Andorra, da? Adică, cum să spun, încet, nu suntem la egalitate și de meciuri și de tot în momentul de față. Da, nu suntem la mâna noastră. Da, nu suntem. Nu, suntem la mâna noastră, însă problema dacă am fi bătut Belarusul, eram 100% la mâna noastră. Problema e că toate cele 3 echipe care trag la calificare sunt la mâna lor. Da, ceea ce e bine pentru fotbal. Bineînțeles, da. Te rog, Gabi. La final, Horia, aș mai vrea să profit de prezența lui Andrei și sunt convins că ceea ce s-a văzut acum, ca și cu Norvegia, ar putea fi o idee interesantă pentru viitoarele preliminarii, pentru că negreșit vom avea o echipă gen Feroe, Liechtenstein, eu știu, din nou Andorra, poate
un meci la care această idee să fie continuată chiar dacă nu vom fi suspendați și un meci pe care în mod normal îl câștigi cu o echipă din ultima zonă a grupelor valorice să fie unul la care să participe strict copiii sub 16 ani, pentru că să vezi un meci pe care în mod normal îl câștigi ar fi o bucurie pentru ei, pentru viitorul României. Nu știu, e o idee năstrușnică, dar poate că ar merita să fie numai copii la un meci cu o echipă din ultima urnă valorică pe teren propriu. Da, corect. Bun, legat de aceste meciuri de aseară, mai ai ceva din presă? A fost vreo surpriză mare în Europa aseară, în afară de Elveția-Belarus 3-3? No, s-a scris foarte mult în presa europeană de calificarea Turciei, care a fost sărbătorită în toate orașele. Președintele Erdogan a postat un mesaj de felicitare pentru calificare și le-a urat deja succes celor pregătiți de Montella la turneul final. Spaniolii de asemenea sunt fericiți, au făcut fel de fel de statistici, se califică la 8-a ediție de turneu final. Și în rest, dacă vom avea timp pentru cu totul alte informații din lumea fotbalului mai târziu sau acum, când consideri tu? Mai avem da, două, nu, trei. Nu, la, mai discutăm. Mai fi eu. Moldova noastră dragă a făcut egal cu da, România. Moldova un noastră, alt rezultat bun. Da, cu 5 jucători din România, care joacă în România. Da? Da. Sunt 5 jucători care joacă în România în frunte cu Rață de la Voluntari, cu, de la Chindia și... Cum? Damașcan de la Sepsi. 5 jucători. La un moment dat, undeva pe la pauză, numai cei care vorbeau românește aveau avantaj. Moldova, da. În Polonia și noi cu Andorra. Nu Doamne mai ajută, se vorbea. Chiar ar fi tare să se califice Moldova, ar fi șoc. Ăsta chiar ar fi șoc. Uite o dovadă că au schimbat degeaba antenorul polonezii, erau să pierdă cu Moldova acasă. Să știi că polonezii seamănă mult cu elvețienii, foarte aroganți. Și ei așa ca nație, foarte aroganți, așa și cu leva ăla. Mă uitam tot timpul un arogant așa și un îngânfat. Mai înțeles? Pentru că pe elvețieni, de elvețienii dacă vor pierde această calificare, nu vor pierde că nu sunt fotbaliști, o vor pierde pe caracter. Pentru că sunt niște aroganți, asta s-a întâmplat și cu noi și cu toate echipele, deja se consideră o nație superioară ei, mai înțeles? Deja i-am văzut, iar Murat Iachin, înțelegi, zici că Murat Iachin, mai înțeles, uită care rădăcini turcești, da? El deja, famă, deja se vede un prinț al Elveției, mă uitam la el, Doamne, are niște figuri în cap, da? El fiind și el un turcalete, da? Până la urmă, tot ca noi, de aici din Balcan, da? Până la urmă. Iată, în fine, că... în fine, lasă-i aroganți, lasă-i așa. Asta vreau să zic, lasă-i. Cu cine ții? Lasă-i, pe nu, lasă-i, lasă-i așa. Bine. Gabi, vorbim, mulțumim frumos. Mulțumesc pentru... Mulțumim, mulțumim mult de tot. Mă, Andrei, ce e, mă, cu Olaru? Ce e cu Olaru? Ce? Că văd meme-ul înfuriat, că de ce nu i-ați dat drumul dacă a fost accidentat, că e lipsă de respect. Cred că a explicat, Edi, foarte bine tot ce s-a întâmplat. În afară de ceea ce a spus el, nu mai e nimic de adăugat. Dar așa. Eu n-am văzut așa ce a spus Edi. Nu, acum chiar nu stau să-l urmăresc pe Edi non-stop. A spus că a simțit ceva la un ultim antrenament și de comun acord cu jucătorul l-a lăsat, adică l-a spus. Bun, și de ce nu i-ați dat drumul la FCSB să plece? Păi din ce știu eu, n-a vrut el să plece. El a vrut să stea lângă echipa națională, că lucrurile s-au întâmplat alalte. Păi și atunci meme-ul de ce e prieten, colegul tău de la Orange? De ce e supărat? Dacă jucătorul n-a vrut să plece? Nu știu, probabil că nu i-au fost transmise toate informațiile care au circulat pe fluxul staful medical al echipei naționale. Adică meme n-are toate informațiile? Bănuiesc că da. Adică tu crezi că meme nu i-a dat un mesaj lui Olaru și zice, bă, tu de ce nu vii la FCSB să-ți începi recuperarea? Bănuiesc că vorbește cu Olaru. Nu cred că supărați, nu? Păi nu, dar când se înceapă recuperarea? Că lucrul ăsta s-a întâmplat la antrenamentul de dinaintea meciului, ultimul antrenament. Păi nu, dar asta nu înțeleg. De ce era meme supărat? Că meme putea să-l sune pe Olaru. Dacă Olaru îi spunea, meme, eu am vrut să rămân. Atunci... Păi asta spun că... Din ce am înțeles de la meme, că federația n-a comunicat către FCSB ce s-a întâmplat cu jucătorul. Ori eu știu că lucrul ăsta s-a întâmplat. Iar jucătorul a zis, eu rămân la național, vreau să rămân la național. Păi da, era sâmbătă seară s-a întâmplat. Și, nu? De și, ce? Meci, și atunci Mihai, de ce e supărat? Duminică. Eu cred că mai degrabă de teama să nu fie o accidentare gravă pentru ce va urma pentru FCSB. Adică nu cred că... Da, reacția... mă gândesc că era simplu. Meme-ul suna pe Olaru, că doar îți dai seama, bă, ce? Dom'le, n-am nimic, Adam, doar m-a durut puțin, dar eu am vrut să rămân. Și subiect închis. Că
Eu așa știu că avem un caz acum. Că el și-a dorit să rămână. Că a fost dorința lui. Să facă așa cum... Da. Aici l-avem pe domnul Dinu la telefon. Mister, te salut. Bună, bună, Horia. Te salut, te salut. Cum a fost aseară? Mai bine, a? Domnule, a fost o seară magnifică, dacă stai să gândești că, din punctul meu de vedere, poate o să vă surprindă, dar a fost cel mai interesant joc al echipei naționale în istoria sa. Pentru că este pentru prima dată când și nouă, la câte se întâmplă în România asta, un mare dram de speranță în educație, în naționalism, în atașament, în patriotism, l-au dat cei 22-23 de mii de copii care au fost organizați. Aici este meritul federației, dacă a făcut acest lucru, și care au fost pe stadion și au încurajat echipa națională de o manieră nu numai decentă, dar ceea ce este foarte important, cu un atașament patriotic care nouă ne-a lipsit de vreo câteva. Da, sincer, te-a v-a emoționat ce ați văzut aseară? Pe mine m-a emoționat. Pe mine m-a emoționat de maniera să spun că a fost poate unul dintre cele mai interesante jocuri ale echipei naționale din vreo 5 jucate de mine. Prezența acestor tineri, comportamentul lor, a fost extraordinar, ceea ce denotă că gena poporului român este încă curată. Ea este stricată cu fel de fel de mixtiuni din afară, de așa zisă, de educație modernă, care sunt niște tâmpenii și care o îndepărtează de școala adevărată a lui Spiru Haret, al lui Eliade Rădulescu și de moralitatea care există în școli. Eu cunosc bine situația, am prieteni care sunt diriginți, sunt profesori, unde ei sunt într-adevăr niște oameni foarte bine educați, buni români, lucrurile merg ca pe sfoară. Așa a fost pe stadionul național aseară, cu suportele acestea. Ideea a fost foarte bună să aducă copii, iar comportamentul lor mi-a dat o speranță fantastică că acest popor nu este încă pierdut în modernismul care ne atacă sub diferite forme destructive și care de cele mai multe ori nu au nimic comun cu tradiția creștinismului și în general a credinței și a bunului simț al comportamentului. Da. Acesta este un aspect, mi-a făcut o bucurie extraordinară. Deși îi spun sincer că mai butonam, pentru că era celebrul meci Franța All Blacks. Da, 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 și eu la fel, am mai tras cu ochiul la Franța cu All Blacks minute bune. Nu puteai să nu, dar felul, vocile acelea curate, sufletele acelea curate, au fost o binefacere pentru ceea ce înseamnă reflexia de a se reîntoarce la binele comportamental național care ne-a caracterizat în momentele. Și asta eu cred că s-a reflectat și în joc, pentru că i-am simțit pe jucători chiar, cum să spun, chiar că au primit o energie fantastică de la acești copii. Te obligă în plus când vezi că vin niște copii de 12 ani, de 13 ani și cu atâta entuziasm, cu glasele lor subțiri, dar care se aud, încurajează echipa națională. Sigur că a fost un tonus extraordinar, incontestabil și pentru jucători. Cum vi s-a părut Iannis aseară? Eu rămân la părerea că, și nu o spun cu niciun fel de a face vreo legătură ambiguă sau, eu știu, agresivă. Deci există la orice echipă tehnică din lume, are, domne, și cât un bătrân pe lângă el. De exemplu, Angelo Niculescu l-avea pe foc. Valentin Stănescu, apoi când a venit în 72-73 în iarnă, l-a luat pe un tip echilibrat care era foarte bine pregătit în generația lui Roșculeț, erau mulți, Miu Voica, era profesorul Ardeleanu, și l-a luat pe Puiu Cosmoc. Deci am senzația că și Iordănescu, care nu are un nivel de pregătire și de experiență la o echipă națională, ar avea nevoie pe lângă el de niște oameni cu experiență, oameni care au jucat în echipa națională, care știu ce înseamnă un joc al echipei naționale, dinamica, care pot să facă o legătură pozitivă însă între felul în care observă la antrenament și compunerea echipei care a aruncat în teren, pentru că el
Și de data aceasta a făcut 3-4 schimbări de jucători, dacă ne gândim la Sorescu, dacă ne gândim la Coman. Tu mă întrebi de Hagi. Hagi, după părerea mea, încă nu este refăcut și nu știu dacă de data aceasta a fost folosit în spatele vârfurilor într-o anumită postură. Este locul lui. Dar părerea mea că nu este încă de un nivel internațional pregătit cu execuțiile să fie corelate cu ceilalți jucători de asemenea manieră încât să realizeze faze de finalizare eficient. Ați văzut că noi am marcat mai mult de niște execuții individuale decât de niște combinații, ceea ce înseamnă faptul că mai avem talente care pot să aibă execuții eficiente. Dar spun, m-a impresionat fantastic spectacolul acesta, exemplu de dat sutelor, zecilor de mii de așa zis ultra tifoși și așa mai departe, niște ratări ale cuvântului civilizație și comportament. Nu, copiii le-au dat o lecție fabuloasă. Fabuloasă. Să vedem ce vor înțelege grupurile acelea care vin de fiecare dată îmbrăcate în negru, că parcă ar fi echipa națională, parcă ar fi în doliu, care este, după părerea mea, o tâmpenie. Da, bravo, asta e bună. Asta e bună rău de tot, asta cu îmbrăcatul negru. Domne, ca lumea, adică e o formă de separare, așa. Noi suntem în negru, e culoarea morții, mă. Voi semănați în tribună, ceea ce de multe ori, din păcate, transmiteți în teren. Stai, mă, îmbrăcați, civilizați, frumos, în culorile. Luați tricourile alea galbene, vă voi, ale echipei naționale. Luați, dacă veți, un short albastru. Dar îmbrăcați-vă în culorile echipei naționale, pentru că uitați-vă și dumneavoastră. În toată lumea aceasta și la toate sporturile, în marea majoritate, suporterii vin îmbrăcați cu culorile naționale, cu steagurile naționale. Numai la noi, parcă ești la Belu. În tribună, parcă ești la Belu. Ești la Belu, toți în negru, toți răi, toți puși pe scandal, paruncat cu bombe, cu tiribombe. Da, și în loc să emani ca aseară bucuria aia curată, în loc să emani viață, parcă emani moarte când îi vezi așa, moarte fotbal sportivă. Parcă transmiți ghinion, o concentrare, o presiune total anormală și asupra jucătorilor. Mari observații, domnul Dinu, din partea dumneavoastră. Extraordinar, extraordinar de puternice și de inteligente observații. Acum îmi dau seama că așa e. Așa e când îi vezi pe aia îmbrăcați în negru, nu-ți mai arde, frate, de nimic. Ba, îți mai arde să-ți aduci aminte de Wehrmacht. Că trupele SS sau trupele care erau de intervenție ale Reichului erau îmbrăcate în negru. Ce semănau ele? Crimă, dezordine, atac la civilizația umană. Deci reveniți, domnule, la tricolor, domnule, la culorile sfinte naționale ale țării astea. Lăsați negru, lăsați tiribombele și uitați ce lecție v-au dat 25.000 de copii care, să știți, că și la ei au probleme pe la școală, că există acest modernism care îi atacă. Dar mai sunt profesori. Mie îmi povestea un prieten care este profesor de religie și diriginte la Târgoviște, este și preot, și care este un băiat extraordinar. Dom'le, zice, e haos, n-ai voie să-i cerți în clase pe elevi, dar zice, la mine nu mișcă nimeni. Când se intră în clasă, când intru eu în clasă, se rostește Tatăl nostru, domnule, care este rugăciunea supremă a creștinătății. Indiferent că ea este spusă într-un fel în islamică. Nu, au fost copii de vis. Domnul Dinu, da. Ce v-a plăcut aseară totuși în jocul național? Lăsând la o parte rezultatul, care evident că ne-a plăcut tuturor. Este, în primul rând, se confirmă ceea ce știam, că avem șanse de calificare și asta am spus și după meciul făcut cu Belarus, chiar în condițiile respective. Că în momentul în care faci o echipă mai apropiată de adevăr, și mă refer însă la în istoria noastră fotbalistică, în proporție de 70% echipa națională a jucat 4-3-3, ceea ce a jucat și aseară. Deci joacă, domne, în ceea ce ți se confirmă. Nu schimba ceva ce merge. De aceea am spus acum câteva zile după meciul cu Belarus că m-a surprins faptul că a fost acea lecție și undeva și o,
o șansă prezența în teren al lui Moruțan și al lui Mihăină la meciul din Elveția și uite că au reușit să marcheze, aceștia au făcut acel rezultat de egalitate care la, pentru noi contează foarte mult la ora actuală. Deci ceea ce este bun, ceea ce confirmă, nu se schimbă, dar pentru asta este foarte important să ai lângă tine niște oameni cu experiență. Am rezerve în ceea ce privește capacitatea în acest sens a echipei tehnice, teamwork-ul, cum îl numesc britanicii, a lui Iordănescu, la care capac la toate când mai erau 7 minute, l-a pus, cum s-a comentat pe bună dreptate, celebrul calm, calm al lui Stoichiță, care are și o experiență în fotbalul, dacă vreți. Mie mi s-au părut niște comentarii excesive, domnul Dinu. Omul a spus calm în sensul în care să nu ne precipităm. Nu calm că ne doare în bască, că e 0-0. Adică el a dat o indicație ca un tehnician până la urmă și ca un suport al echipei naționale din tribună, o indicație care probabil am fi dat-o 90% dintre noi. Mi s-a părut o interpretare mai mult decât tendențioasă și răutăcioasă. Sincer. Nu, și lipsită de orice acoperire logică, pentru că la experiența lui internațională, el a antrenat în Panama echipa națională după un mal al canalului și pe malul ălalt antrena altcineva. Ca să nu mai spun că în Armenia, unde a fost el antrenor și o istorie mai lungă, acolo mai mult erau atenți să nu vină turcii să-i măcelărească. De acord, dar încă o dată, cu ce a greșit că a spus calm? A spus omul calm, nu vă precipitați, mai sunt totuși 7 minute. Nu e ultima secundă a meciului. Adică... Păi, indicația de calm este de o stare de spirit care ți se transmite. Nu. Eu zic că s-a interpretat tendențios. Omul a zis calm, să atacăm cu calm, adică calm, luciditate. Asta a spus Stoichiță. Nu calm să mergem să ne culcăm. Se putea traduce foarte ușor pe termeni pur tehnici, deschideți jocul, jucați pe margine, păi a zis și, păi nu, le-a zis și pe astea, dar toată lumea s-a luat de acest can. Că a zis, du-te mai în stânga, man sau nu știu ce, Mihăilă și așa mai departe. Adică, sincer, mi se par unele lucruri total exagerate și tendențioase. Adică, serios, asta a fost problema, că a zis Stoichiță, calm în minutul 91 din tribună. Nu poți, numai cel care n-a jucat în echipa națională, când vrei un rezultat de care ai nevoie și când vezi că mai sunt 6-7 minute și că nu reușești să-l obții, numai stare de calm poți să ai. Din contră, e o tensiune și o tensiune pozitivă la care trebuie să vii cu indicații pur tehnice de face jocul pe margine. Da, mă rog, eu rămân la părerea că acel calm a însemnat lucid, fiți lucizi. Da. Stoichiță le-a zis, fiți lucizi. Asta a însemnat, de fapt, acel calm. În fine, n-are sens acum să ne învârtim în jurul acestei cozi. Jucători, domnul Dinu, ca jucători v-a plăcut cineva de la noi în mod deosebit? Adică vi s-a părut că e ok, că a făcut diferența? Cine v-a plăcut aseară? Cred că este mai indicat să joci cu Sorescu în banda dreaptă decât cu ceea ce încearcă el să joace până acum. Poate chiar și cu Mogoș de la Craiova, care poate fi încercat. E un cuplu de apărători central, contează foarte mult la echipa națională. Este vorba de Burcă și pe care l-au odihnit la schimbat. Drăgușin și probabil că bine a făcut. Mai avem probleme în ceea ce înseamnă pentru un anumit nivel jocul defensiv al lui Camora și rămân la părerea că trebuie găsit la maniera noastră de a juca, care este tipic românească, trebuie găsit încă un mijlocaș, pentru că Stanciu este un realizator incontestabil de în special până execuții, până șuturi și s-a dovedit și de data aceasta. Dar am niște rezerve în ceea ce îl privește pe Marin în ceea ce în privința jocului de calitate de a angaja atacanții. Da, nici mie nu-mi place Marin. Un jucător care face efort foarte mult, dar asta înseamnă puțin la nivelul unei echipe naționale. Aici ai nevoie, mai ales cum este fotbalul românesc, noi nu jucam practic cu un închisător. Mijlocașii noștri erau în general mijlocași de atac. Luați dacă vreți, mijlocașii de la echipa națională pe care avea în Mexic începând echipa națională. Păi era Dumitru, care era un mijlocaș ofensiv, era Dembrovski, care era și el un mijlocaș defensiv, era
Domide, care și el era un jucător de atac. Deci, după părerea mea, aici trebuie să căutăm niște jucători compleți în maniera de a fi mai eficienți pe posesie și pe servirea atacanților decât cu tentă defensivă, așa cum este acest Creciu, care eu nu cred în niciun caz de nivelul echipei naționale. Florinel Coman erau să-i rupă piciorul. Erau să-i rupă Florinel Coman, a dovedit din nou un lucru care puțin jucători îl fac în careul advers, și anume că are un sânge rece prin care se descurcă într-o aglomerație de jucători, așa cum ai spus, periculoasă, care poate merge până la accidentare. Și aceeași calitate cred că o are și Moruțan. Deci jucând cu două extreme care le-au creat probleme picadorilor ăstora din Andorra, pentru că să știi că este interesant, pe lângă faptul că este zonă de schi, zona înaltă, în corida spaniolă sunt foarte mulți picadori, cei care înțeapă crima aia de distracție spaniolă, corida, care îi înțeapă pe taur cu cele două banderii. Aia sunt în mare majoritate, sunt din Andorra. Păi da, așa au fost și andorienii ieri, picadori. Picadori au fost și de aceea cred eu că în momentul când vezi niște brute, niște oameni puși pe distrugere, este foarte important să nu le dai mingea și să ai niște trasee, așa cum ieri în multe momente s-a realizat și au atacat în orb, exact cum atacă de multe ori taurul total nedrept de șarfa toreadorului. Mulțumesc mult, domnul Dinu. Mulțumim. Cu plăcere. Mulțumim. Încă o dată o mare bucurie, comportamentul și încrederea în acest tinerel, care indiferent de curentele internaționaliste... Globaliste, ca așa să ziceam. Globaliste, internaționaliste și așa mai departe, care sunt total nefaste, a dat o lecție de ceea ce înseamnă bunul simț și atașamentul românesc față de interesul național. Mulțumesc. A fost Cornel Dinu. Suntem la Fanatic Superliga. În câteva minute a fost o mică conferință clasică la Palat. Gigi Becali deschide iarăși front cu Iordănescu și cu Naționala. Declarațiile lui Gigi sună în felul următor. Olaru nu avea nimic. Edi a vrut să se răzbune, să arate el cât este de important. A zis, eu cu Andor oricum n-am nicio problemă, îți arăt eu că-ți trimit jucători în tribune. Trimite, bă, pe toți și pe Coman, nici nu mă interesează, probabil din cauza mea, că ce am zis eu. El, Edi, zice minciuni, că Olaru are nu știu ce. Doctorul Național l-a sunat pe doctorul nostru și a zis că așa au hotărât antrenorii. Edi Iordănescu e mincinos și nu face nici dreptate. Dacă aveam antrenori din grupa asta, eram deja calificați. Poți să pup tu icoanele cât vrei. Mama lui le pupă cu credință și poate așa îi ajută Dumnezeu. Eu am zis că ne calificăm de pe locul 1, dar dacă nu e dreptate și e minciună, cum să ne calificăm? Ne bate Israel și pierdem. Da? Eu o să vorbesc cu Olaru și o să-i spun, bă, știi ceva, retrage-te. E un sfat, nu-l oblig eu. De ce să te duci să te bat jocorească ăia în tribună? Nu mă mai interesează meciurile naționalei, nu vreau să fiu împotriva naționalei, dar mai bine nu mă mai uit, întreb cât e scorul și gata. Deci lui Olaru așa o să-i spun, retrage-te de la echipa națională. Andrei. N-am ce să comentez, e român. Cum? Simte românește, e român, simte românește, ne spune în fiecare zi ce înseamnă patria, poporul pentru domnia sa, deci nu... Asta e și încheie apoteotic, Gigi Becali, da? Deci e clar că unul e clar, ziceam eu că toți cu echipa, unul nu e clar, omul o spune public și încheie Gigi așa clar. Poate face Dumnezeu dreptate și îl lasă pe Iordănescu acasă să nu mai auzim de el ca antrenor. Da. Legătură cu Olaru, Olaru este cred că e debutat, dar este cultivat la Gaz Metan Media și de Edi Iordănescu. Este crescut de Edi Iordănescu, au o relație specială. Dacă cineva vrea să bage în relația lor sau dacă s-a schimbat ceva în relația lor... Asta. Hai să vedem și declarațiile lui Gigi, da? Și te și gândești la un răspuns până atunci, știi, mai înțeles așa? Am dat la ce să mă mai gândesc. Ai înțeles? Hai să vedem declarațiile de palat ale lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului, astăzi, după România, Andorra, 4-0. Asta mă rămânea, mă uit la... România cu Andorra, altceva n-aveam de făcut. Bine, ați văzut golul lui Florinel? Ați văzut golul lui Florinel? Nu mai m-a interesat.
Deci pe mine nu mai m-a interesat România. Dar de ce te trebuia să mă? Că nu mă interesa. Păi dacă, de exemplu, acum cu Olaru, bă, de ce să zici minciuni? Dom'le, că accidentat, că așa a hotărât, cum să minți halul ăsta? Păi nu e rușine. Păi doctorul echipei naționale a anunțat pe doctorul nostru că antrenorii au hotărât asta. Olaru nu avea nimica. Nu avea? Nu avea nimica. Dar de ce credeți că l-au lăsat în primul? El a vrut să răzbune, să arate el cât este el de important, pentru că a zis, bă, joc cu Andorra și așa, n-am nicio treia problemă, ți-arăt eu că ți-i trimis jucătorii în tribună. Trimite, bă, pe toți, dacă vezi și pe Coma, că și așa nu mă interesează. Ce are ceva cu FCSB-ul? Probabil din cauza mea, că ce-am spus eu, cu tare, că nu știu ce, dar aici nu-i problema că eu. Bă, în grupa asta, noi dacă aveam un antrenor, nu eram calificați la ora asta, bă. La ora asta nu eram calificați. Când vezi ce grupă, ce... Păi suntem pe locul 1, fără înfrângere, aproape calificați. Da, că cine... Cine nu te... A ajutat divinitatea pe Edi, că am văzut că se închina tot meciul. Tatăl lui. Auzi? Paticoanele. Hai să spun un lucru. Divinitatea, nu îi spune divinitatea, să-i spunem Dumnezeu. Ce nerușine spune Dumnezeu, deci să spunem divinitatea. Dumnezeu, Dumnezeu, Domnul Dumnezeu nostru, nu că divinitatea. Ce e aia divinitatea? Dumnezeu nostru, Dumnezeu nostru, Hristos și Duhul Sfânt, treimea. Bă, Dumnezeu, El știe cererea inimii și dacă împlinești ceea ce El împlinește, împlinește dreptatea. Desfătează-te în Domnul și împlinește dreptatea și va împlini ceea ce cere inimii tale, adică ceea ce vrei. Tu dacă nu faci dreptatea, nu împlinești, apoi roagă-te, Tată, să te dai cu capul de icoane, cu crucile, iconițele, să le iei, să le pui în cap. Păi dacă nu faci dreptatea, păi Dumnezeu, cum să... Păi cum să-i fac dacă el zice minciuni? Vezi, Doamne, că Olaru nu știu ce, când Olaru n-avea nimica. Păi cum dacă doctorul echipei naționale îl sună pe doctorul nostru și spune, Doamne, așa au hotărât antrenorii. Nu ți-e rușine să minți? Pentru dacă ești și mincinos, nici dreptatea nu o faci. Și mincinos ești. Păi poți să pui tu icoanele alea cât ai vrea tu. E posibil, poate, că... Că Maica să le pupă, cu adevărat, cu dreptate și cu credință. Și poate rugăciunile Maică, și cred, nu știu. Olaru, îl mai lăsați pe Olaru la Națională după ce s-a întâmplat? Păi, dar tu ce crezi că eu hotărăsc? El să o hotărască. Eu, din punctul meu de vedere, o să vorbesc cu el. Bă, retrage-te. Eu, nu-l oblig. Eu îi dau un sfat. Dar s-a supărat copilul? Nu știu, n-am vorbit cu el. Și așa n-are nevoie de el. Decât să te bat jocorească, să te vină în tribune, pentru ce să te duci? Eu așa aș face. Poate vin într-o final, poate crește creta jucătorului. Care e turneul funea? Dacă ne calificăm. Dacă ne calificăm, dacă se retrage Israel, doar să nu vreți credeți vreodată că o națiune ca Israelul își retrage echipa. Păi și după ce a făcut Elveția... Că le frică lor de Iran, că nu mai pot ei de Iran. Hai, mă. După ce a făcut Elveția, era avem șanse mai mari, domnule. Ce? Elveția, 3-3 acasă cu Belarus, avem șanse mai mari. Haideți, recunoașteți acum. Păi băi, eu am zis normal de pe locul întâi. Dar dacă nu e dreptatea, normal, dacă nu e dreptatea și dacă e minciuna, cum să facă Dumnezeu? Și ne bate Israel, ne bate și ăștia, Elveția, nici la revedere s-a dus calificare. Păi nu sunteți patriot, nu sunteți patriot. Păi de ce să fii patriot? Păi nu, ca să meargă România la Euro. Nu, crește cota jucătorilor FCSB. Nu mă interesează. Când e nedreptatea, pierd tot. Da? Da, când e nedreptatea, nu mă interesează nimica. Și când este minciuna și nedreptatea, la minciună și nedreptate, nu mă interesează. Nu mă uit. Ca să nu fiu împotriva echipei, nu mă uit. Nu mă uit. De ce să fiu împotriva echipei naționale? Și atunci nu mai mă uit. Și gata, îmi văd de treaba mea. Întreb, câte, bă, cât? Întreb dimineață, bă, ce s-a întâmplat? Păi 4-0, păi ce a dat Coman un gol, superb, a dat ăla. Bine, da, fii sănătos. Ați găsit atacant, până la urmă? E adevărat ce se vorbește despre acel atacant african? Da, este un atacant. E columbian? Columbian.
Nu, e din Africa. E. Nu știu dacă e și columbian, dar știu că e din Africa, da. Ce faci acum în campionat? Ce-ți faci? Face Dumnezeu dreptatea, ce să faci? Dreptatea, mă, eu asta vreau, dreptatea Domnului, asta cer eu. Nu? Dreptatea Domnului cum e? Le face lor în sâc. Voi sunteți toți împotriva lui? Mă desfătez în Domnul. A, biserică, dar nu mă rog pentru fotbal, îți dai seama, pentru fotbal nu trebuie să te rogi. Normal se cere pâinea de toate zilele, adică traiul. Iar Dumnezeu, care cunoaște inima omului, știe că vrei să-i bați, să-i spulberi. Și atunci îți voi dați ei să-i spulberi tu pe toți, cu FCSB și Liga Campionilor, ca să vadă ei că n-ai nevoie de volarul să ți-l ia el Iedi. Și ți-l ia Iedi degeaba, nu-l ia Iedi, că îl duc eu la Champions League și îl vând pe volarul cu 10 milioane. Și Iedi, nedreptatea... Dar ați avut ofertă de, pentru olarul, 6 milioane. Cât cereți acum pe el? L-ați dat cu 6. Acum că nu l-a pus Iedi, cer 10. Doru pe care l-am scut cota. Nu se pune problema să plece niciun jucător acum. Pentru că eu vreau Liga Campionilor ca să-i fac în sâc lui Edi. Da? L-ați avut antrenor la FCSB, spuneați că e credincios, că vă place de el acum. Băi, m-am ambiționat Edi, Liga Campionilor de acum încolo. Mai mult, pentru că m-a supărat Edi. Rotariu, domnul Becali, poate să joace și în dreapta și vârf central. Sunteți mulțumit de achiziționarea lui, l-ați dorit de mulți ani, îl doriți. El va juca atacant în dreapta. Așa va juca el. De-aia l-am luat. Ca să joace atacant în dreapta. De-aia l-am luat pe Rotariu. Că atacanți avem doi. Și pe Companiu și pe Băluță. În centru. Și acum sunteți mulțumit cum arată atacul după transferul lui Rotariu? Și cum să mulțumim? Eu sunt fi mulțumit? Vedeți acum cu voluntariu. Mai vedeți iar și cu... Titular cu voluntariu? Va fi titular. Așa va fi. Deci... Da. Mă, cum e, cum nu e, va juca titular și cu asta va fi. Păi nu să-l văd. Bă, voi credeți că trebuie să-l văd? M-am interesat. Oamenii știu acolo, fac antrenamente. Fac eu antrenamente, că oamenii bat. Păi fac eu antrenamente. Oamenii care fac antrenamente, adică nu se așteptau. Ei bun, i-a antrenat, ce să mai... Nu se așteptau să fie așa bun, foarte surprinși. Deci el va juca titular. Bun, Andrei, ok. Vreau să te întreb altceva, că, mă rog, cu Olarul lucrurile, din punctul vostru de vedere, sunt clare. Că era accidentat. Spuneți clar asta, răspicat. Da, eu cred că, până la urmă, cred că Darius ar trebui să iasă să spună ce s-a întâmplat. Clar. Dar până la urmă... Așa este... crezi că ar fi cel mai corect? Păi, da, ce, e major, nu are nevoie de purtător de cuvânt. Să vină să spună ce s-a întâmplat. Dacă s-au întâmplat lucrurile pe care le-am auzit mai devreme. Să spună el. Dom'le, mă simt nedreptățit, a vrut să mă trimită în tribună. Să spună lucrurile astea, dacă lucrurile stau așa. Dar dacă nu... Ne rugăm pentru sănătatea tuturor, Dumnezeu să fie... Român, patriotist, cum ai zis, domnul Becali? Da, păi toți cei care ne dorim să se califice echipa națională și ne-am... Patriotul numărul unu, nu? Bineînțeles. Din punctul de vedere. Bun, dar te întreb altceva. Și ortodox. Cum? Și ortodox. Da. Ce părere ai de ultima declarație în care a zis sper să ne ajute Dumnezeu să nu ne calificăm, să scăpăm odată de Edi Ordănescu ca antrenor pe veci? Nu se poate comenta o astfel de declarație, este pur și simplu emoțională. Săptămâna viitoare își va dori din tot sufletul să se califice, pentru că dacă se califică echipa națională, FCSB câștigă bani, iar asta este religia care guvernează până la urmă. La cine? La domn Pecali? Da. Banul? A spus-o de renumărate ori. Nu mă interesează titlul de campion, pe mine mă interesează să câștig bani. Iar vestea bună este că dacă echipa națională se califică, cluburile vor primi. Păi cum facem atunci? Cum o împăcăm? Păi o să-și dea seama, adică nu i-au spus specialiștii în domeniul economic, nu i-au spus sau nu i-au reamintit că echipa
clubul domniei sale câștigă bani dacă... Dar chiar cât câștigă, cât se... Nu știu, sunt mai multe tipuri de din ce știi? Pentru fiecare jucător convocat este o sumă pe care o primește clubul. Cam sunt cât? Niște taxe, sunt niște de solidaritate care se dau... Dar cam cât, așa ca idee? Nu vreau o sumă exactă. Nu știu, chiar nu știu să spun dacă... E vorba de o sumă pe zi, care de ordinul zecilor de mii de euro pe zi pentru turneul final, de exemplu. Adică, cum adică, dacă stai 10 zile la turneul final, dau un exemplu, poți să iei pentru că Olaru e la lot 100.000 de euro? Să zicem ceva de nu genul? Nu vreau să greșesc. Nu, ca idee da, vorbesc. Ca idee, da, e o sumă destul de importantă. Pe urmă, sunt sume importante pe care le ia ca urmare a solidarității din tot ceea ce înseamnă UEFA, competiție care va găzdui acel turneu, va organiza acel turneu final. Uite, acum, de exemplu, Academia domniei sale a încasat anul ăsta vreo 170.000 de euro, doar în taxe de solidaritate oferite de UEFA Federațiilor Naționale, iar federația noastră a spus toți banii ăștia care vin din solidaritate îi dăm, îi împărțim primelor 20 de academii. Iar Academia domniei sale este pe loc fruntaș, felicitări pentru tot ce face acolo, să dea Dumnezeu să nu o desființeze, adică mă rog și eu am credințele mele și mă rog și eu pentru anumite chestii, să dea Dumnezeu să nu o desființeze, să dea Dumnezeu să, sau cum se zice, să-i țină Dumnezeu obiceiurile, să investească în copii și juniori, pentru că până la urmă jucătorii pe care i-a vândut în străinătate au fost jucători tineri pe care au luat bani mulți. Crezi că ar putea Olaru să nu mai vină la națională? Dacă ar fi sfătuit? După părerea ta. Să fie sfătuit? Da. Nu cred așa ceva. Niciodată, nu crezi asta, nu? Nu cred așa ceva. Am mai auzit și cu Tavi Popescu, acum vreo lună la Tinereci. Uite-l pe Tavi Popescu cu banderola pe mână și dând două pase de gol în meciul cu Armenia. Nu e. Una spun oamenii mari care ies la televizor și alta gândesc că copiii, până la urmă, că sunt niște copii jucători ăștia, ar fi bine să nu fie influențați și ar fi bine să nu fie influențați în rău. Ar fi bine să li se lase sufletele curate așa cum sunt, pentru că ei au câțiva ani mai mulți, puțin anișori mai mulți decât cei 20.000 de oameni care ne-au bucurat aseară în tribune. Voi, Florine, credeți că ar putea Olaru să nu mai vină? Sfătuit de Gigi? Nu. Sunt și eu de părerea asta, că e doar o chestie de moment. Olaru vrea să vină la echipa națională. Cum? Adică nu vreau să joc pentru echipa națională? Și câteodată domnul Becali vrea ca Olaru să fie la echipa națională. Să ne convoace ca să fim toți împreună acolo, să apărăm ce trebuie să apărăm. Da? Nu știu ce discuție. Nu este Gigi mulțumit, este clar că nu este mulțumit. Cum? Ha? Că nu este Gigi mulțumit că n-a jucat, este ok. Sau ce se întâmplă? Da, da, aici Andrei spune foarte bine. Trebuie Olaru, trebuie să iasă și să clarifice lucrul ăsta. Dacă vrei, Andrei... Așa ar trebui să facă. Cum? Așa ar trebui să facă. Să trecem peste polemică, spune ce s-a întâmplat și... Da, adică dacă vrei, până la urmă, e din partea lui Olaru, ar trebui, părerea mea, Andrei, să respecte lucrul ăsta din respect și pentru el, pentru jucătorul Olaru, în primul rând, așa, dar din respect și pentru echipa națională, pentru colegi, pentru Edi, pentru echipă, tot ce înseamnă echipa națională. Ești de acord cu mine? Cu siguranță, da, pentru colegi, în primul rând. Pentru că dacă tu ești supărat că ai fost trimis în tribună, înseamnă că tu consideri că unul dintre colegii tăi pe nemeritat în lot. Da, da? Și că tu ești nedreptățit. Nedreptățit. Exact. Asta e una la mână, doi la mână. Spun încă o dată ce am spus de Racovițan. Racovițan, trimis în tribună de două ori la rând, până la urmă Racovițan joacă la o echipă calificată în grupele cupelor europene, singura, care are români în componență, da? A plâns de bucurie când a marcat al doilea gol cu Kosovo. A plâns de bucurie și era trimis a doua oară în tribună. El n-a apucat încă să debuteze. Eu cred că și Olaru s-a bucurat foarte tare de victoria de aseară și de tot ce s-a întâmplat. Aș fi curios să aflu... Adică ar fi corect să lămurească el tot, nu? Da, așa ar fi normal, nu? Sau poate nu va juca în weekend și atunci se lămurește situația de la sine. Cum? Că nu va juca dacă în weekend? Dacă nu joacă în weekend, dacă într-adevăr poate păi nu, durează înțeles, mai mult nu, am înțeles că este, nu, am înțeles că o accidentare foarte ușoară, așa am înțeles, și că cel puțin asta spune Edi Ordănescu, nu a vrut să riște nici 0,1%, tot din respect pentru FCSB, nu? Corect? Păi bineînțeles că acum sunt 4 săptămâni în care cluburile au nevoie de jucătorii lor. Și atunci, dacă... Și mai încă ceva. În momentul în care un jucător nu este 100%,
e mai bine să nu-l folosești dacă nu e 100%. Uh-huh. E mai bine și pentru toată lumea. El nu poate să... Ați văzut cum a terminat Sorescu meciul de aseară, da? Da. Ați văzut? Deci nu mai erau schimbări de făcut. 15 minute săracul s-a chinuit pe teren, să stea pe teren. Dar ce, era lovit? Da, ultimele 15 minute el a jucat trăgându-și un picior. Da? Dar nu mai erau schimbări de făcut. Nu se mai... Dar mi s-a părut că parcă avea și sânge la un moment dat, mă rog. Da. Asta nu știu dacă avea sânge, dar el n-a mai putut. El a stat în linie de trei apărători, pur și simplu a figurat pe teren în finalul meciului. Aha. Cum e, Andrei, să sper că selecționerul național și național a jurul pe gâtul? N-am trăit sentimentul ăsta, spun sincer. N-am trăit niciodată sentimentul ăsta. Nu știu, eu sunt născut, crescut în România. Ești puțin șocat? Nici eu nu sunt 100% român. Am și eu un sfert de bulgar în mine. Dar n-am trăit așa ceva. Adică ce, să-ți dorești naționala să pierdă? Eu ce țin minte că după ce am bătut Italia în 83 pe 23 august 1-0, următorul meci a fost cu Cehoslovacia la București și atunci eu nu prinsesem ultima calificare, fusese în 70. Eu aveam 2 ani, nu știam. Nu știam cum e să fim la un turneu final. Așa cum sunt copii care nu știu acum ce înseamnă să fii la un turneu final, pentru că ultima am fost în 2016. Da. Bun. Deci copilașii de 8-9 ani nu știu cum e să fii la un turneu final. Și spun sincer, când ne-a bătut Cehoslovacia și aveam senzația că am pierdut totul după victoria mare cu Italia, o zi eu nu m-am putut ridica din pat. Boleam pur și simplu după meciul ăla care am pierdut dintr-o lovitură de la 11 metri, considerând eu că ne-a furat și arbitrul în meciul și așa mai departe. Eram un copil, da? Nu înțeleg cum. Te gândești numai la tine. Ce vrei tu? Sunt zeci de mii, sunt sute de mii de copii. Ai văzut 20.000 de copii aseară. Nu te-ai impresionat? Nu te-au impresionat? Vrei ca ei să nu fie bucuroși? 20.000 de copii să nu fie bucuroși că echipa națională se califică doar pentru că ți se pare ție că cineva are ceva cu tine. Fals. Total fals că cineva are ceva cu domnia sa. N-are nimeni. Cu domnul Becali. Cu domnul Becali, da. Nu. Dacă avea ceva, nu mai juca nici Coman titular. A, nu, dar n-ai. În primul rând că dacă Edi nu poate să, mă gândesc că nu poate să aibă ceva cu el, personal. Că dacă Coman e fotbalist, dacă Olaru e fotbalist, înseamnă că ești nebun. Pe ce, tu lucrezi împotriva ta? Bineînțeles. Te dai singur afară? Bineînțeles, nu e. Da. Andrei, ți-am promis că la și jumate ai ceva de rezolvat, da. O să pleci. Vreau să te mai întreb un singur lucru pe final. Crezi în această variantă, apropo de precedent Ucraina, că e posibil Israelul să joace 4 meciuri din 3 în 3 zile în noiembrie? Logic? E un scenariu posibil, da. Da? Da. De ce? Nu mai sunt date, practic. Pentru că nu sunt date, pentru că Israelul este calificat în play-off-ul de Liga Națională, adică nu mai există nici acea dată din martie, pentru că a crea o dată internațională, o nouă fereastră FIFA, înseamnă foarte multe demersuri pe care trebuie să faci cu Uniunea Cluburilor, cu federațiile naționale. Chiar dacă e contextul de război, mai e ceva, tu nu poți să iei jucătorii de la cluburi când vrei. Păi pentru că sunt o grămadă de jucători, de exemplu, uite, spun, nu mai vorbesc de Naționale Elveției, la ce nivel au, da? City, Bundesliga și așa mai departe. Hai să luăm kosovarii, care au o grămadă și ei de jucători la cel mai înalt nivel. Deci nu mai, nu spune Elveția, Elveția nu mai are sens că ea de la Guardiola o să facă ca trenul, ăla nu știu care o să facă ca trenul, îți dai seama, da? Știi? Deci, cum să spun, eu practic mie mi se pare imposibil, adică scenariul prezentat de noi în Fanatic ieri cu 4 meciuri, 12, 15, 18, 21, să știi că mie mi se pare, bine, ți-am zis, noi avem informații de la Forul Continental, de acolo, știi? Adică și ție ți se pare logic, nu? Până la urmă, că nu, că n-ai cum altfel. Adică nu prea ai cum altfel. Acum, ce-am mai spus-o, știu că le va fi greu să joace 4 meciuri celor din Israel și... Chiar nu aș vrea ca cineva să profite de nefericirea unor oameni până la urmă. Oricum, de drama unor ce oameni. Ce se întâmplă acolo este groaznic. Dar nu văd altă soluție în momentul ăsta. E greu de văzut altă soluție și, na, acum felicitări pentru voi că ați mers pe pista asta și s-ar putea ca asta să fie o variantă. Sau nu, și e logică. Pare o variantă logică și există și precedentul cu Ucraina. S-ar putea să, ca lucrurile să stea așa. Bine, noi vom mai avea un avantaj. Noi. Știți care va fi avantajul? Da? Avantajul nostru al Naționalei României și nu doar față de meciul nostru direct cu Israelul. Știți care va fi, nu?
50% din jucătorii de la Naționala Israelului joacă în campionatul intern, care campionatul intern nu se joacă meciuri. Ei nu joacă. Da? Jumătate din cei care sunt în lotul național, nu știu acum dacă e jumătate, 4, eu știu că 50%, cam așa e statistica, sunt jucători, Florine, care joacă în campionatul intern, care campionatul intern nu se dispută. Ei nu vor avea meciuri în picioare. Ăsta e un alt avantaj. E un avantaj. Sună cinic. Știi, să discuți lucrurile astea când oamenii mor acolo. Noi vorbim strict de fotbal acum. Nu, cum ai spus și tu, vorbim de fotbal. Știi? E un avantaj, Adrian, să nu joci o lună? Meciuri săptămână de săptămână? Eu nu cred că se va juca. Exact asta discutam cu niște prieteni aseară la meci, că ei o să aibă un dezavantaj, nu joacă jucătorii intern. Și o să joace în 5-6, că nu o să joace. Nu o să fie 100%. Hai, am avut un microfon la tine. Nu? Vezi, să vezi prin buzunare, că ți-am pus un microfon. Am că două. Vezi, da. Două. Așa. Așa. Asta, chiar asta discutam. Și chiar înainte de meci am spus cum a făcut echipa, că doi jucători o să înscrie. Stanciu și cu Ianis. Au dat primele două. Florinel? Bun, în creștere. Da? Bun, da. Cât de mare putea să fie accidentarea? Eu am înclemenit când am văzut reluarea. Poate să-și rupă piciorul și să stea 6 luni de zile. Nu, să stea un an. Sau să-i rupă piciorul și să-i termine cariera. Da. Corect? Da. Nu? Adică mie mi s-a părut la reluare foarte... Adică putea să fie foarte agresiv, da. Foarte rău putea să fie, nu? Da, vedem ce se va întâmpla. În semnal, cred că vom primi la modul cum se vor disputa sau nedisputa meciurile din cupele europene, pentru că ei au două echipe calificate în grupă, una în Europa League, una în Conference League, Maccabi Haifa și Maccabi Tel Aviv. Sunt foarte curios să vedem forul continental cum va proceda cu meciurile din grupele cupele europene și ăla s-ar putea să fie un semnal pentru ceea ce va fi mai departe și pentru echipele naționale. Da. Dar oricum, cel mai mare avantaj pe care România îl are în fața Israelului este că n-am trăit un război niciodată. Doamne ferește. Și nu ne dărim așa ceva și trebuie să înțelegem drama oamenilor de acolo. Și de o parte și de alta fâșiei Gaza sau în zona respectivă. Doamne ferește. Nu, mai mult de atâta nu putem să spunem. Andrei, mulțumesc. Felicitări. Așa? Felicitările peste două etape. Da, nu. Felicitări pentru ce s-a întâmplat. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Nu. Am crezut că te-ai grăbit. Nu, eu nu vă felicit. Nu pot să vă felicit nu pot să vă felicit din toată inima, pentru că eu rămân la părerea că cele două puncte de cu Belarusul vor conta foarte mult. Asta este părerea mea, care noi nu le-am luat. Nu pot să-i că le-am pierdut, că știi cum e, nu ne-a scos nimeni mingea din poartă. Eu sper ca punctul câștigat cu Belarus să ne ducă. Așa, poți să privești pozitiv. Mie mi-e frică de cele două puncte, pentru că ne erau la îndemână și eu cred că am fi fost calificați. Lucrurile sunt complicate. Nu, felicitări pentru tot ce s-a întâmplat ieri cu copiii, organizarea, felicitări și lui Burleanu, felicitări, cum îl cheia, lui Hagi, Alex Cândea. Felicitări vouă tuturor. Lăsând meciul la o parte, ce s-a întâmplat aseară a fost minunat. Felicitări copiilor. Și bineînțeles, nu felicitări, le mulțumim copiilor și le mulțumim că au sufletul ăsta și le mulțumim părinților că i-au crescut așa. Le mulțumim părinților că i-au crescut așa. Da. Ok, mulțumim. Mulțumesc Andrei. Noi mergem la Sorin Cârțu. Sorin, salut! Salut, ne auzi? Da, eu vă aud. Salut. Bă, Sorine, ce atmosferă frumoasă, emoționantă aseară. Bă, ce frumos a fost. Păi așa e când sunt copii mulți la meci. Da? Și ei încurajează cu sinceritate. Chiar trăiesc meciul cu sinceritate maximă. Nu știu, deci pe cuvânt de onoare spun. Deci mi-a plăcut la nebunie. Bine, voi probabil că ați trăit-o și pe viu acolo, că ați fost să vedeți meciul pe viu și atunci e o altfel. Nu, eu n-am fost. Da, eu... Da. Eu am văzut meciul acasă și din când în când am mai tras cu ochiul la Franța cu Africa de Sud, care a fost un meci, bine, nu dă nivelul lui Irlanda cu Noua Zeelandă, care ăla a fost meciul suprem din rugby din ultimii ani, ăla a fost un meci că... Ai cuvântul meu de onoare? Mai ales ultimele minute din... Ce-ai? Mă uitam la irlandezii ăia. Bă, de-aia irlandezii ăștia au cucerit lumea asta și de-aia au fost cei mai tari pionieri de-a lungul istoriei. Mă uitam la irlandezii ăia plin de sângele, curgea, cum îi atacau. Ții minte, ultima fază când au avut 30 și ceva de reușite și nu se mai termina faza cu Noua Zeelandă și puneau pe aia... 36.
3-6 de momente de joc la ultima fază, trecuse de mult momentul, minutul 80, și 3-6 de momente de joc și ei, și bineînțeles și Noua Zeelandă fără greșeală, dar irlandezii, că ei erau disperați, bă, de 3-6 de ori au asaltat buturile acolo, la buturile lui Noua Zeelandă. Știi cum mi s-a părut ce au făcut irlandezii? Chiar dacă nu le-a ieșit, cuvântul epic, rugby epic. Epic. Bă, le curgea sângele, nu se plângea nimeni. Bă, niște caractere, niște bărbați. Bă, și atacau pe aia, pe noi. Aia nu mai știau cum să se apere. Aia la fel, sânge de maur și aia, bărbați și aia adevărați. Deci, pe cuvântul meu, deci, crede-mă, epic super, a fost. Super. Ultimul atac al Irlandei, ăla cu 36 de atacuri, ca să mai înțeles, a fost, bă, de povestit. Să spui, da bă, asta e esența, Sorine, să spui, asta e esența sportului. Asta e esența sportului. Exact asta spuneam. Știi că noi folosim mereu când discutăm și caracterizăm meciurile și ăla. Băieții au arătat determinare. Dacă băieții noștri arată determinare, ăia ce-or fi arătat pe acolo la momentul ăla de cele ultimele 5 minute din partidă? Doamne, le curgeau sângele. Și ăla seară, Franța cu... A fost iară ultimele minute, da, tot așa, de încărcătură fantastică. Tare. Îți dai seama ce norocos sunt sâmbătă pe 28, sunt la finală pe par de prânz? Bravo. Păi să știi că meciurile astea, și mie îmi plac partide de genul ăsta. Îți dai seama cum o să văd eu pe viu sâmbătă pe 28 Noua Zeelandă, Africa de Sud? În finala campionatului mondial. Și eu zic că asta va fi final. Mă auzi? Poți să mă invidiez. Pentru asta poți să mă invidiez. Te invidiez. Da. Sorine, două vorbe despre meciul de aseară. Cum ți s-a părut? Da. Ce ți-a plăcut? Și bineînțeles și dacă a fost ceva ce nu ți-a plăcut. Nu, și mie mi-a plăcut în primul și primul rând atitudinea lor. Că au... că meciuri de tipul ăsta cam la fel, în modul ăsta se joacă, pentru că la partide de tipul ăsta să vii cu elogii, eu știu, lumea să uită la tine, ce bă cu Andorra, că e slab, că era normal, pentru că rezultatul, că victoria, era normal să se întâmple, să iei cele 3 puncte, dar faptul că atitudinea lor, asta mi-a plăcut, pentru că au jucat, așa cum am spus înainte, exact ce trebuie să joci cu o echipă de tipul ăsta. Să iei de la început, să le dai goluri multe și să le arăți locul în bancă unde trebuie să stea. Și eu știu cum trebuie să se comporte. Cam asta a făcut echipa noastră aseară. Serioși, fără superficialitate, nici când a fost 1-0, nici 2-0, nici 3-0, și atunci toate până la urmă au ieșit exact cum și le-au propus. Și acum rămâne să același lucru să arate și să pregătească partidele cu Israel și cu Elveția. Și zic eu că din punctul meu de vedere, eu zic că suntem aproape calificați, pentru că eu nu văd pe Israel să aibă puterea să revină din tot ceea ce se întâmplă. Mă gândesc și la un proces de pregătire adecvat pentru... Stai că nici nu știi dacă mai joacă, nici nu știi. Bravo. Să poate să și iese din competiție. Nici nu știi dacă dar mai... prezența lor, prestația lor la urmă, nu are cum să fie bună, ți-am spus. Nu există un proces de pregătire și n-ai cum să rezolvi și, eu știu, procesul de joc. Jocul în sine. Da. Cum ți s-a părut Iannis, Sorine? Ăla e locul lui? Da, bine. Bine a jucat. Interesat așa de absolut tot ceea ce se întâmplă. Mi-a plăcut iară că n-a reacționat în niciun fel la ceea ce a încercat Andorra să facă, eu știu, cu faulturi, cu obstrucții, cu asta, și a fost preocupat de el, pentru că el a fost unul dintre cei vizați așa de atitudinea asta așa bățoasă a celor de la Andorra și de provocatori. Și preocupat de joc, a ieșit bine, mă bucur pentru el, pentru că
orice joc, chiar dacă este cu Andorra și golul și, eu știu, reușitele lor, reușitele lui în ceea ce privește pasele, îți creează o stare de concurs și o stare de spirit bună pentru, pentru viitor. Cam, și pentru echipa de club. Cam el la bătaie cu Stanciu, dar cam Ianis, omul meciului, de ce spun asta? A dat gol, a dat pasă de gol și a făcut și acel penalti din care a marcat Marin. Cam Ianis omul meciului, mi s-a părut. Au, știu acum să mergem cu, să descoperim sau să dăm titlul ăsta de omul meciului, de asta nu știu dacă trebuie să mergem atât de departe. E bine că, ți-am spus, toți au fost foarte montați și era normal să iese cineva în, pe jocul ăsta colectiv, să iese cineva în evidență mai mult. Mi-a plăcut și Stanciu, mai ales că a fost cel care a deblocat rezultatul și cu execuție de senzație, de senzațională, foarte bine executată și pe urmă ți-am spus, s-au exploatat la maxim și atunci sigur că jucătorii de calitate într-o conjunctură de tipul ăsta favorabilă pot să iese în evidență. Mi-a plăcut și golul, uite că tot vorbeam și mereu fac o paralelă acum la ceea ce s-a întâmplat cu Coman, golul 4 care l-a dat și pe poziție, într-o poziție din asta cum joacă și Andrei Ivan la noi, la Craiova și tot îi reproșeam de fiecare dată. Uite că acolo a ajuns, a dat cu piciorul stâng. Cam acest lucru trebuie să facă jucătorii ăștia ai noștri. Și Coman și Andrei Ivan, pentru că jucător a căror caracteristică este să intre pe piciorul drept, să tragă la poartă sau să intre într-o combinație. Uite că au ajuns în situații în care foarte bine și-a folosit piciorul stâng și așa trebuie să facă. Cu amendamentul că ți-am spus, încă parcă nu are acuratețea aia și are anii la care și să dea la fel cu stângul cum trebuie să dea și cu drept. Sau cu, da, cu stângul cum dă cu drept. La Florinel te referi, nu? Da, la Florinel. Foarte bine acolo că și-a folosit piciorul stâng și cu eficiență. Acest lucru să-l vedem și la alte partide și chiar și în campionat este un atu în plus la evoluția lui. Spune-mi, mă uitam Florinel stânga, Moruțan dreapta. Cam ei ar fi jucătorii. Mă uitam la Moruțan. Părerea mea că a câștigat titularizarea pe partea dreaptă în față de alți colegi de-ai lui. Mie mi se pare că Moruțan, ăla e locul lui. Da, el, sigur că acolo joacă bine. El, lui Moruțan, îi trebuie continuitate și consecvență în ceea ce atunci când evoluează. Adică să aibă partidele bune să le lege. Eu am văzut, eu știu, atitudinea lui și posibilitățile lui multiple, așa, sau ceea ce a arătat în ultimul și la partida cu Belarus și la partida cu Kosovo. Putem să spunem că la meciul cu Kosovo a fost cel care chiar a schimbat cursul partidei prin intrarea lui, prin destabilizarea cu care a făcut-o asupra apărării kosovare. Și chiar, eu știu, că m-a fost cu autor la primul gol acolo pe intrarea lui și pasa către care a ajuns până la urmă la stadiu când a finalizat. Deci este jucător cu calitate. Eu nu l-aș scoate din ecuația asta nici pe Drăguș, nici pe știu, pe dar mie momentan mi se pare că Moruțan a câștigat titularizarea pe banda dreaptă. Da, Moruțan. Da. Este, ți-am spus, este fotbalist bun și în ultimul timp văd că ușor se maturizează. Adică este ceea ce noi așteptam de mult timp și îl vedem mult mai concentrat, mai concret și să scoate mai mult în evidență calitățile ăștia care le are. Niște calități pe care le găsesc greu și care sunt greu de combătut de către adversar. De asta acum ce le rămâne lor este să gândească foarte bine, chiar de astăzi,
să înceapă să-și gândească partida, o eventuală partidă cu Israelul. Sorin, ți-a plăcut că n-a mai jucat ieri cu doi închizători din aia clasici? Păi nici nu se eu știu, dar uite, eu de exemplu recomandă. cu Israelul, eu n-aș juca cu doi închizători cu Israelul. La fel aș juca cu unul singur. Nu știu, astea sunt, le vor gândi ei, văd ce au la dispoziție, ți-am spus. Este foarte important și ceea ce ți se întâmplă pe parcursul ăsta de o lună de zile, pentru că jucătorii se întorc la club și e una ceea ce gândești acum imediat despre partida cu ei și una ceea ce poți să ajungi până la atunci, săptămâna respectivă când pregătești meciul, pentru că jucătorii se întorc la club și sunt pasibile așa de eventuale accidentări, de evoluții mai proaste la ceea ce prezintă, eu știu, campionatele respective. Dar ți-am spus, eu consider că avem șanse foarte mari. Nu neapărat că am bătut acum Andorra și, eu știu, înainte de asta stăteam în dubiu dacă avem punctele ăștia sau nu, dar la ceea ce se întâmplă, la conjunctura asta în care se desfășoară meciurile acestei grupe, pentru că chiar e ceva așa de nu înțelegi. Eu știu, și ceea ce îi se întâmplă Elveției. Până la urmă, uite-te că avem șanse să ne gândim dacă mergem la tragerea la sur de pe primul loc sau de pe locul 2, știi? Corect, cum corect se desfășoară lucrurile, corect. Pentru că chiar n-am văzut niciodată o echipă a Elveției cu atâta superficialitate cum s-a prezentat în meciul în cu Belarus. Sorin, nu neapărat cu Belarus. Da, da, și da, cu și cu Belarusul și cu Kosovo și cu noi, da, da. Sorine, putea să-l nenorocească pe Florin Coman la intrarea aia. Băi, ai văzut, e aceeași accidentare care a făcut-o Țâcu. Sau Ticu, cum ăsta de la petrolul. Aceeași intrare? Același fel, tot așa, pe piciorul de sprijin, prins între pământ și, eu știu, dar la Florinel a fost, eu știu, și șansă că a căzut și el în și momentul ăla. Cred că e mai rapid, cred că e mai agil Florinel. Nu, era căzut și el când jucătorul respectiv a venit pe piciorul lui de sprijin, dar l-a prins foarte... foarte... Deci pățea și Florinel ca... Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe băiat? Băiatul care care s-a accidentat. Iancu. Pățea precum Iancu, nu? Da. Nu? Da. Florinel, nu? Adică, Sorine, la fel ți s-a părut ca intrarea lui Țicu la Iancu? Păi nu, cam tot același lucru a făcut și ăsta, pentru că pe piciorul de sprijin și ăla a căzut. Tot cu piciorul lui de sprijin a căzut pe piciorul de sprijin al lui Coman. Și da, putea să îi se întâmple și o ruptură de ligamente la genunchi. Să știi, la modul la care m-am uitat, la modul la care i-a prins piciorul. Dar foarte, foarte putea grea. Putea să-l nenorocească pe Coman. Absolut, absolut. Adică da, e genul de accidentare, Sorine, dacă ai ghinion care sternă și cariera, dacă ai ghinion? Dacă îți face o ruptură de aia de ligamente, ai văzut că toți au cele... Mie mi se pare o ruptură de ligamente încrucișate la genunchi mult mai periculoasă decât o fractură, să spunem, de tibie sau eu știu. Da, pentru că genunchiul este cea mai importantă articulație. Și e greu să mai revii. Absolut. E articulația cea mai importantă în ceea ce faci. De jucător de tipul, să spunem cum e cum, pe tot mișcări, pe frâne, pe reacția adversă la operație, da, la genunchi. Adică nu mai ești la fel. Nu mai ești la fel, ai reacția adversă. Îți lipsește ceva. Da. Deci putea să-l termine pe Coman, Sorine. Absolut, da, da, da. Apropo de... Mi-a avut șansă. Bravo lui. Da. Apropo de steliști, Gigi Becali acum dimineața a spus că o să-l sfătuiască pe Olaru să se retragă de la echipa națională. Nu, e prosteală asta. Nu trebuie să facă așa ceva, pentru că, bine, nu știu care a fost situația și alegerii, ai meciuri de anumită factură pe care... Dar cum ți se pare asta, să-i spui jucătorului să se retragă de la națională? Nu e bine, că e în detrimentul lui și jucătorul respectiv nu trebuie să asculte de așa ceva, pentru că e interesul lui.
Iar eu mă îndoiesc că, eu știu, Iordănescu, care l-a avut antrenor la Gaz Metan, are ceva sau e o atitudine premeditată a lui pentru împotriva lui Olaru. Niciun caz. Adică de pedepsire? De pedepsire? Niciun caz. Eu cred că ba din contră. Că l-ar sprijini și îl sprijină cât se poate de mult. Dar așa s-au nimerit lucrurile la momentul ăsta. Eu știu. Sunt alegeri și alegerile lui și nu n-ar trebui comentate de tipul ăsta radical, așa cum vrea să facă Gigi. Mm-hmm. Adică ți se pare că sare calul? Ar fi o decizie prea radicală pentru eu nici nu văd o dispută, pentru că antrenorul de regulă nu are dispute cu un jucător. E o filozofie, o gândire, o alegere și asta. Asta nu înseamnă că la alte meciuri Olaru nu poate să fie alegerea lui important. Uh-huh. Sigur, el intră într-un post acolo care concurează și cu Stanciu și cu Răzvan Marin, acum și cu Hagi Benin, și ele tot cam de tipul ăsta. Asta vreau să te întreb. Ăla e locul lui Hagi? Ăla e postul lui Hagi, Sorine? Pati este un jucător care are mobilitate tactică. Poate să joace și în postul care l-a jucat aseară, și într-o bandă dreaptă, și într-o bandă să... Este un jucător care el este ajutat de calitățile lui și de faptul că folosește foarte bine amândouă picioarele în același mod, în același fel. E o diferență că dă cu stângul sau cu dreptul. Și atunci el poate să se exprime în multe zone de teren. Dar, într-adevăr, acolo unde a jucat aseară, este mai în largul, intră mai mult în cum să spun, în contact cu balonul, în fazele de joc ale meciului. Și atunci ești și poți să ai multe reușite. Și atunci ești mai ușor în evidență într-o zonă de mai ales dacă ești într-o formă bună, ești mai repede în evidență în zona respectivă decât într-o laterală. Da, mă rog, vești bune, cam ce mai. Să mai vești orice bune am spus, ei trebuie să se gândească foarte mult acum la partida asta, dacă se va disputa, și foarte mult luat în calcul să nu li se întâmple ce ni s-a întâmplat noi atunci când am jucat cu Berșeva, pentru că n-aș vrea să o iau așa ca o caracteristică generală, dar noi nu s-a gândit partida la modul ăsta de provocare, pentru că ceea ce ni s-a întâmplat nouă la momentul respectiv a fost o provocare, o strategie din asta pe care au preconizat să o facă, eu știu, cu acel jucător care a venit și l-a iritat într-un mod premeditat pe asta, pe pap, în așa fel încât el să reacționeze. Același lucru, deci trebuie luat în calcul acest lucru. Adică ce, israelienii sunt provocatori? Sunt provocatori. Se pot provoca și la o partidă de tipul ăsta n-ai voie. Adică ceea ce ei au făcut aseară și cu Andorezi, care e tot așa, sau nici nu știu cum să, care e pluralul de la... Nu mai contează, că nu suntem la orele Academiei de România. Cum ai făcut-o înainte de... Andoreni, cine? Tăietorii de lemne. Nu, i-a zis așa. Așa, Andoreni, deci la modul ăsta... Da, țăranii Andorezi, că aia numai fotbaliști nu erau, țăranii Andorezi. La fel, pentru că... acea partidă trebuie jucată pe toate planurile și 11 la 11, adică nimic din exces din ăsta de zel, de orgoliu mic din ăsta ca să-i răspunzi cu nu știu ce atitudine care să te prejudiceze pe tine în ceea ce înseamnă numărul de jucători. Iar noi la partida respectivă ni s-a întâmplat acest lucru și de-aia, într-un fel, atrag atenția
să se ia în calcul și treaba asta, pentru că se poate întâmpla. Deci a fost o tactică, a fost o tactică de promovare, de provocare la, cu voi? Absolut. Aia a fost premeditată, a fost gândită, spun eu, la partida, deci ce s-a întâmplat atunci la pauza jocului cu Berșeva, pentru că nu întâmplător un jucător de care era rezervă să provoace un jucător titular de la noi, în așa fel încât să aibă răspunsul așa cum s-a și întâmplat, iar în situația în care elimina, acolo te eliminai un jucător de rezervă cu unul de din primul 11, nu? Că tu eliminai doar jucătorii să nu mai facă parte la joc, dar ăla era de pe rezervă, nu? Deci era o chestie, zic eu, a fost o chestie gândită și sunt, când spun treaba asta, mă gândesc, o afirm, pentru că am luat date la momentul respectiv când ne-am dus la retur acolo, ne-a spus cineva care era în anturajul nostru și din Israel că jucătorul respectiv nu era la prima provocare de tipul ăsta. Era chiar recunoscut în zona lor, în zona fotbalului. Deci aplică, Sorine, aplică, să fim atenți, aplică tactici de gherilă fotbalistică. Nu știu de gherilă sau cum. Gherilă fotbalistică, am zis. Însă sunt, în general, când gândești o partidă, se poate, gândești pe toate planurile. Da, da. Sorine, o ultimă întrebare. Atanas Strica a marcat împotriva Angliei. Da. Bravo lui și să reconfirme, să mai facă acest lucru, dar și din acțiune, nu neapărat numai din, dar e un început. Este un jucător cu calitate și în special așa fizic foarte bun pentru un atacant. Trebuie să muncească mult, să-și îmbunătățească, să aibă îmbunătățiri pe planul tehnic, pe planul ăsta și caracteristic al atacanților. Când primește balonul cu de protejare, de dublare, de redublare a balonului și amândouă picioarele să dea și cu dreptul, așa cum dă cu dreptul. Era, să dea și era cu nemulțumit că n-a primit șanse la echipa, la Craiova. Uite, că chiar vorbeam într-o zi cu cineva așa, tot apropiat de lor și rudă de lor și discutam la partida aia de cupă când a avut-o și a făcut o mișcare chiar de atacant acolo, însă șutul care l-a dat cu piciorul stâng l-a dat prost și l-a dat pe lângă bare. Lucru care dacă ar fi dat atunci cu Tunariu, la el când i s-a dat șansa respectivă, dacă dădea gol și echipa ar fi și câștigat în partida respectivă și nu s-ar fi terminat de jur cu golul respectiv al lui, ai o altă, să uită lumea. Da, dar să știi că eu i-aș da o șansă, șansă, este, pentru că Colici este ieșit din formă, i-aș da o șansă lui Atanas. Da. Face sens. Și asta e, cum să spun, decizia antrenorului și merită, nu știu acum, știi cum e, eu când am antrenat, eu dădeam foarte multe șanse la ea și m-am bazat mult pe jucătorii tineri, tocmai pe foamea lor. Păi eu asta zic, că eu zic că merită Atanas o șansă, ținând cont de forma lui Colici, de exemplu. Și rămâne să decidă, numai că atunci când intri într-adevăr să ții de șansa respectivă, să te bazi pentru ea și să rămâi cu ceva în meciul respectiv, adică lumea să-și aducă aminte de sau în săptămâna premergătoare de acelei partide să-și aducă aminte cât de important a fost prezența ta aici. Da. Este. Dar e jucător tânăr, încă tânăr, are timp, dar ți-am spus, îi trebuie muncă foarte multă și muncă individuală, după ce să termină antrenamentele, să rămâi, pentru că el are un joc de cap bun, dă bine cu cap. Dar asta nu numai asta este pentru un atacant. Lucrează mult pentru centrări din dreapta, din stânga, să reiei cu piciorul stâng, cu piciorul drept, să fii pregătit în orice moment al jocului să poți să reacționezi prin execuțiile respective. Atunci s-a zis, multă muncă individuală. Da. Mult. Sorin, scurt, ne calificăm? Eu zic că da. Deci șansele noastre sunt mult mai mari, și ți-am spus, ideea noastră la momentul ăsta ar trebui să ne gândim foarte bine dacă ne calificăm de pe locul 1 sau 2. Avem șansa noastră. Asta cu
Că practic nu sunt 6 puncte în joc. Dacă le-ai luat pe toate, ai un nou, ești clar pe locul întâi. Eu așa spun, că avem șanse, important e să le exploatăm. Dar v-ați spus, luna, cel puțin luna asta până la, de fapt este ultima lună acestei campanii, trebuie gândită foarte bine și pus la punct absolut toate detaliile unor partide de tipul cum sunt acestea și cu Israelul. Și că luat, cum să spun, la maxim așa detaliat caracteristicile acestor partide. Uh-huh. Da. Și atunci ne calificăm. Doamne ajută! Doamne ajută să ne... Da. Doamne ajută pentru să că ne... mă uit, să știi, avem acum cel puțin în ultimă la meciurile astea, vezi? A avut de unde să aleagă și în ceea ce privește atacanții. Mai uite, cu un Bârligea, cu un Luis Munteanu, cu Ali Bek, cu... apar, au mai apărut așa pe în joc, în gândirea antrenorului să apereze. Uite cum sunt la mijlocul terenului. Dacă un Olaru pui în balanță dacă să joace sau să nu joace, înseamnă că cei care joacă în locul lui acolo sau pe care i-am ales sunt într-o formă foarte bună. Cam asta zic eu, este nevoie. Mă uit la compartimentul ăsta defensiv și îl văd pe Drăgușin din ce în ce mai complet așa pentru postul ăsta și un jucător pe care ne bazăm din tâlă. Eu iară mă gândesc și că încă un jucător acolo ar trebui să-i se dea foarte mare. Te mă gândesc la Racovițean. Și mie mi-a plăcut foarte mult la campionatul ăsta european care la turneul final. Îl văd cu calități așa la fel ca și Drăgușin. Înalt, bine, forță. Ăsta. Și un cuplu de fundaj de tipul ăsta e și pentru viitorul nostru așa mai... Te mai gândești liniștit. la cuplu Drăgușin-Racovița, nu? Da, da. Deci sunt jucători care la momentul ăsta îl ajută pe Iordănescu, pe Edi, să-și facă obiectivul și federația să-și facă obiectivul. Mulțumim, adică, Sorin! Da. Mulțumim. Bine, frumos! Domnilor. A fost Sorin Cârțu. Apropo, Florine, că ai fost fundaș, cum se pare Drăgușin? Mi-a plăcut și aseară. Se vede, adică pot să fac o comparație față de primul meci cu Andorra, când cred că era, nu știu dacă era chiar debutul lui, sau mă rog, era unul dintre primele meciuri și s-au mai văzut anumite mici greșeli, stângăcii, nu știu, nu și-a câștigat duelurile. E, deja se vede un progres la el. Aseară, chiar dacă a jucat doar 4-5, mi-a plăcut. A avut o intervenție excelentă la faza în care a fost offside, dacă vă da, 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 da. Intrare incredibilă. E un jucător de Roma? Că se pare că interesul lui Roma chiar e serios al lui Mourinho. Adică e un jucător care ar putea juca la Roma? Categoric. Păi e în Serie A, e la o vârstă excelentă pentru un fundaș central. Deja are o anumită maturitate. Îmi place. E foarte bun la duelurile aeriene. Mi-a plăcut și aseară și a câștigat, cred că, toate duelurile. Împotriva unor jucători, am vorbit deja cât de ce intrări prostești aveau la un moment dat. Deci, clar, cred că e cel mai de perspectivă jucător român în momentul ăsta. Deci îl vezi nu la Roma, nu se pare exagerat, nu? Nu adică să joace la Mourinho ar putea să joace fără probleme, nu? Nu. Teoretic, da. Teoretic, da. Da? Da, am înțeles. Bună. Cum se pare Drăgușin? Cel mai bun și în afară de... Cel mai bun jucător de la noi, de la Națională, nu? Da, în momentul de față cam el este așa, un nivel foarte sus. Dar cred că în afară de cum îl vedem noi pe el în dueluri și tot câștigă dueluri, forță sau e mai... nu este așa de rapid, cred că este foarte disciplinat tactic. Mi se pare, și mie mi se mai pare ceva. Disciplinat tactic pentru că mi se pare că e foarte inteligent. De acolo. Asta zic. Inteligent. Acolo, tactic și asta poate să-l aducă să joace titular și la Roma, pentru că ei analizează foarte mult italienii jocul tău
în afară de calitățile care ai, tactic, cum joci. Da. Hai să vedem, oameni buni, ce a spus și Edi Ordănescu, să-i dăm până la urmă și lui Edi, ce a lui Edi, nu? Când îl criticăm, să-l lăsăm și pe el să vorbească măcar la victorii și revenim. Aș prevea finalul și cum să fie după calificările astea? Suntem neînvinși. Da. Haideți să-l vedem pe Edi și revenim cu finalul emisiunii. Fanatic, nu uitați, în jur de 1:30 avem Max Profețiile, eu cu Dumitru Dragomir, în formă maximă 1-1, tot în direct și tot în exclusivitate aici pe site-ul fanatic.ro. Atunci când echipa câștigă, cu un efort bun, cu un joc foarte bun la bază, cum a fost astăzi în multe momente, mai ales cu o diferență clară de... Pe tabelă începeam tot timpul până a felicita echipa. De data asta o să schimb prioritatea, o să fie o mulțumire puternică din partea mea, a staff-ului și a familiei echipei naționale pentru acești copii minunați, copiii României, copii care pe mine efectiv m-au fascinat. M-au fascinat pentru că mi-au adus o energie incredibilă, sunt suflet curat, cu multă bucurie au trăit în prima secundă până în ultima jocului la intensitate maximă fiecare moment de joc și mărturisesc faptul că am vorbit și împreună cu băieții că e clar că avem mare nevoie de victorie și de puncte, dar trebuie să-i fericim, să-i trimitem acasă bucuroși, pentru că acești băieții noștri ai României sunt modele pentru ei și trebuie să fim în primul rând un exemplu de atitudine, de caracter și calitate. Așadar, le mulțumesc din toată puterea. La fel cum mulțumesc și celor doi dintre copiii mei care au fost astăzi la joc după mult timp și sunt fericit că au fost alături de mine și sper că au ajuns cu bine acasă și bucuroși. Cel mic n-a putut să vină, pentru că are mai puțin de 3 ani, chiar dacă mi-aș fi dorit să fie și el. În ultimul rând, felicit echipa, fericit cu toată puterea, băieții, sunt multe lucruri bune, dar înainte de orice era important rezultatul, punctele, felicit pentru joc, momente bune, multe dintre ele, felicit pentru că am ținut accelerația din primul minut până în final și am tratat serios, n-am tratat superficial, n-am intervenit călcâie, relaxare, nu, am tratat serios și asta mă bucură și asta e ce-mi doresc de la ei. Și mă bucur pentru că s-au întâmplat și niște premiere pe lângă o victorie frumoasă, dar debutul Birligea, la Dumnezeu să meargă putere înainte, cum a fost debutul lui Zmunteanu în jocul cu Belarus. Gol Florinel Coman în premieră și mă bucur pentru el. Revenirea lui Ianis cu gol după mai mult timp și după accidentare și mă bucur pentru că a produs mult, a fost implicat, au volum de joc, a avut realizări, dar în același timp trebuie să felicităm toată echipa pentru că au fost foarte multe elemente bune și toți jucătorii au contribuit. Ne-aș fi bucurat să marcheze și Moruțan pentru că a pus suflet mult și a făcut risipă de efort și ne-a ajutat foarte multe momente, cum ar fi bucurat să marcheze și Mihail, la fel, care a fost decisiv pentru noi. Eu cred că ar trebui să calificăm faptul că trebuie să rămânem concentrați total, cu picioarele pe pământ. Continuăm să facem drame după fiecare rezultat, dar vedem ce rezultate sunt în grupa asta și nu numai, în toate competițiile, în toate grupele din această competiție. Vedem că nu mai sunt jocuri ușoare, abordabile. Și să nu uităm că totuși e important să mergem la el. Hai să luăm pas cu pas. S-a întâmplat ca, din păcate, această nenorocire cu ce se întâmplă în lume și îmi doresc în tot sufletul să fie pace și oamenii nu mai suferă. Și s-a amânat un joc, deci suntem și în concursul la ce s-a întâmplat acum, dar nu ăsta e obiectivul nostru și asta ne interesează și asta nu ne garantează nimic. Ne interesau punctele, ne-am fi dorit ca să le luăm și le dau pe stan. Nu s-a întâmplat. Totuși, eu aș vrea să subliniez niște lucruri, că astăzi a fost un joc bun, dar rămân total la părerea că și Budapest a fost un joc bun împotriva un adversar care vedem ce a făcut în Elveția și știm că am vins Kosovo. Ne-a lipsit ultima treime, care am gestionat-o mult mai bine astăzi. Dacă am fi deblocat jocul cu tot într-o fază fixă și în Budapesta, poate și acolo putem să marcăm mai mult și să câștigăm.
Dar sunt niște lucruri care se întâmplă. Și asta cred că trebuie subliniat. Sunt 10 jocuri oficiale fără înfrângeri. Se face un an jumate curând fără ca echipa asta să sufere înfrângeri. Avem detașat cea mai bună defensivă din grupă. Sunt lucruri în jurul cărora noi construim. Trebuie să înțelegem cu toții, și asta am spus-o mereu, chiar dacă obiectivul meu, al tuturor, dar meu în mod special, răspunzând cu funcția, este calificarea la Euro, că la mijloc e un proces. Faceți o comparație cu ce se întâmplă în Liga Națiunilor și să trageți concluziile că suntem la un alt nivel, dar sub nivelul a ceea ce cred că putem să ajungem și unde trebuie să ajungem. Suntem la un alt nivel, iar nu pot să scot din jovene o echipă nouă care să strălucească. Hai să o ajutăm, hai să o susținem, hai să înțelegem că sunt jucători tineri, medie de vârstă de 25 de ani și un pic, și că avem nevoie după seceta asta de performanțe și de puțin moral venit în exterior. Moral avem și din Anglia, care vă reprezintă după rezultatul aici. Ce bine, nu? Da, asta nu cred că trebuie să discutați cu mine, pentru că știu că după egalul nostru în Belarus, inclusiv presa din Ungaria, dacă am fost bine informat, a spus că a fost o singură echipă pe teren și că o să aștepta ca în orice moment să cadă golul, așa cel puțin așa am fost informat. Am făcut tragedie, din nou, toată că echipa era pe loc calificabil, aveam nevoie de puncte, n-am câștigat, dar n-am pierdut. Tot timpul ne dorim să aducem maxim. Nu ne iese mereu. Acum, în fotbal se întâmplă lucruri și vedem inclusiv Andorra. Putem să vorbim că azi am bătut o echipă care nu ne-a pus probleme. Se poate spune și asta, dar am contribuit și noi la asta. Eu știu că Andorra a marcat și împotriva Kosovo, și împotriva Islaia, și împotriva Elveției. Doar împotriva noastră la marcat. Uitați-vă ce se întâmplă în alte grupuri. De aceea, apelul meu este în continuare acela. Avem o acțiune. Să dea Dumnezeu să fie pace, să jucăm toate meciurile pe teren. Oricum, orice se întâmplă, nu cred că nimeni nu ne poate contesta statutul și ce am muncit, și am obținut totul pe teren. Și să reușim să producem puncte până la final și de ce nu să terminăm în campanie, dacă se poate ne învin și ar fi fenomenal pentru noi toți. Sunt șanse foarte mari la meciul din Cui, da? Egal este suficient. Ar fi greșit să ne gândim de egal la acel meci. E foarte greu acum să mă pronunț, pentru că vedem cum vor fi programate jocurile. Am auzit și un ultim scenariu că s-ar putea ca să se joace două meciuri, Israel să joace două meciuri înainte de meci cu noi. Contează foarte mult ce se întâmplă în disputa direct. E foarte greu să prognozez acum. Mi-e ușor să spun că și dacă suntem calificați matematic, ceea ce nu se poate întâmpla, clar, noi ne ducem tot timpul pentru victorie. Da, sună bine și ne dorim asta, dar nu putem mereu. Hai să o luăm pas cu pas. E important să ne bucurăm de moment, după care de mâine să noi, staff-ul, băieții, merg la cluburi și le doresc să fie sănătoși și să joace cât mai mult, pentru că peste 3 săptămâni adunăm din nou și trebuie să facem pasul final. Da, declarațiile lui Edi Ordănescu, suntem pe final cu Florin Gardo și cu Adrian Ilie. Gardo și invidios că mă duc la popar de prânz la finala Cupei Mondiale la rugby. Potoale! Mai invidios de meciul cu Chelsea, că nu pot zic că sunt fan rugby. Potoale, alea, mai înțeles. Da, mă duc să văd și Chelsea cu Arsenal. Bă, îți dai seama ce potoale pe Stamford Bridge, a? Alea e super meci. Ce protocoale, a? Da. A? Eu știu că am fost cu Steaua jucând cu Arsenal în grupă, cu Sevilla, știu situația de protocol și de toate lucrurile, știi? Și dacă vrei să închidem așa emisiunea frumos, la masa oficială, că și tu te duci cu glorile, știi? Da, acolo. Așa? Știi, la masa oficială, Sevilla, Steaua, meciul de la Sevilla și noi am luat toate glorile, Gigi le-a pus la dispoziție avion pentru... le-a invitat Gigi. Da. Așa. Pentru foști mulți jucători, foști jucători al lui Steaua. Care meciul Barcelona Steaua la Sevilla și la masa oficială eu lucrând la Steaua și traduceam lucrurile vorbind spaniol la un moment dat Del Nido, Monchi, câțiva din grei. Da, la masa oficială. Del Nido era președintele clubului. Da. Și traduceam la care întreabă Gigi, glumim așa, la lui cine face echipa la meci. Cui cine face? La antrenorul de la Sevilla? La Del Nido, președintele. Da. Cine face echipa? Cine face echipa? La care îi traduc
Danilo, cum? Nu știu, cred că Juan de Ramos era antrenor. Păi, antrenorul ce? Da, Juan de Ramos. Da, care se... Antrenor. Nu prea știe nimic. Ăștia nu știu situația. Așa zic Gigi? Da. Sevilla, recordmena la finale, câștigate, Europa League, da, nu știu ce, nu cu Monchi, cu da, toți aia, cu grei. Și cum a zis Gigi? Nu, tu ai tradus, ce ți-ai? Nu prea știu ăștia de... Nu prea, a? Nu prea le-au cu fotbal. Eu fac. Și la care, ce-am spus, aici el se implică foarte mult, Gigi, nu știu? La care nu, pe noi nu ne interesează să ne implicăm, noi trebuie să avem rezultate. Că îi dăm afară după aia pe toți dacă n-am... Am înțeles. Da. Așa, și cum a zis Gigi, de aia nu prea se pricepă. Nu prea se pricepă. Dar asta n-ai mai tradus. Nu, nu, a zis că nu, Gigi, asta nu pot să... Dar asta n-ai mai tradus. Nu, nu pot. Am înțeles, era așa, da. La toate chestiile cum te mergi tu acum, e masa oficială. Așa le-a zis Gigi la aia la Sevilla, lui Monchi, la toți aia, lui Juan de la, la președinte. Nu, cum să zic, nu prea se, nu prea știu așa. Cum ai zis? Nu, ăștia nu prea știu, nu? A? Ha. Adică ei nu au interes, ei fac echipa, lasă antrenorul, Monchi aduce jucătorii și mai departe antrenorii. Deci de atunci făcea echipa, Gigi, a? Nu făcea, nu. Da. Dar erau foarte ușor de făcut echipa atunci. Erau 11 jucători, Gardoș. Ia puneți-mi pe final poza cu Gardoș. La ce curs ai fost, Florine? O, ce poză, cu ce grei ești aici în poză? Ia uite, cine e domnul? Pentru cei care nu știu. Villas Boas, fost antrenor Arsenal, Tottenham și va candida la președinția clubului Porto. Ah, ce băiat, ce echipă. Dar la ce ai fost? Eu m-am înscris la un master de management sportiv organizat de UEFA în colaborare cu o facultate în Franța. Uh-huh. Dar durează 2 ani, că a fost abia prima sesiune, următoarea e în februarie, deci am de muncă. Cu grei, între ele. Protocoale acolo, unde ai fost? În fiecare zi am fost în locuri diferite. Dar unde, în ce țară? În Elveția, în Elveția. Dar într-o zi am fost la Federația de Basket, într-o zi la UEFA, într-o zi la... Păi de-aia au făcut Elveția în 3-3, mai înțeles? Ei le-ai dus tu acolo, Ghina. Da. Bun, ne calificăm ca să terminăm. Da, vreau să rămânem neînvinși, eu, din grupă, ca să terminăm. Da, Florine, ne calificăm? Eu zic că ne calificăm, da. Hai, Doamne ajută! Mulțumesc mult, ne oprim aici cu Fanaticul. Mâine la 10.30 o nouă ediție de Fanatic Superliga în direct și în exclusivitate pe site-ul Fanatic. Emisiunea de astăzi la 17.30 este în premieră, oameni buni, pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina de Facebook Horia Ivanov și, bineînțeles, toate știrile pe site-ul fanatic.ro. Mulțumesc băieților care ne ajută, o să ne mulțumesc și după emisiunea cu Nea Mitică. Urmează Profețiile lui Mitică în 10-15 minute, o emisiune, un show, cel mai tare show online de sport din România, fără doar ce poate. Se uită lumea, dă zici că se dă ceva gratis în emisiune. Da, mă rog, ăsta e farmel cu, în primul rând, al lui Mitică Dragomir, acest Ion Creang al fotbalului românesc. Deci în câteva minute rămâneți pe Fanatic, încep Max Profețiile lui Mitică, eu 1-1 cu Dumitru Dragomir. Mulțumesc, Florin, mulțumesc, Cobra Ilie, mulțumesc băieților și din partea tehnică și redacțional. Ne revedem mâine cu Fanaticul la 10.30. În câteva minute vine în forță Mitică Dragomir aici la Profeții.